Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. Această seară vom discuta despre destin, alături de invitatul nostru, domnul dr. Rizvan Rusu. Bună seara, domnul doctor! Bună seara! Și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Haideți să începem printr-o întrebare destul de scurtă și la subiect. Cum definiți dumneavoastră destinul? Răspunsul trebuie să fie simplu și la simplu subiect. Simplu și la subiect. Nu puteți să spun. Bine, atunci o să definez destinul în stil chinezesc. Și anume acea trăime a vieții noastre, care este dictată de creator, cum am vrea noi să-i spunem. Trăime care se completează până la urmă de, sau prin liberul nostru arbitru și prin acțiunile noastre, pe de parte, și pe de altă parte de mediu și de oportunitățile pe care le regăsim în jurul nostru. A ști să profiți de ceea ce vine de sus, de acea trăime, și a ști să acționezi cum trebuie, unde trebuie, și să-ți creezi conexiunile care trebuie, te fac să profiți de destin pe ansamblu. Se spune că îți este predestinat încă de la naștere. Îți este hărăzit, mai bine spus. Ei, sigur, e o opțiune, este o credință, dar eu aș spune totuși că o parte din acest destin este hărăzit, iar o parte din el este sub forma, dacă putem să comparăm, unui program de calculator de genul dacă faci așa, atunci așa. Dacă faci altfel, atunci altfel. Adică, cred eu că ceea ce este hărăzit este suma rezultatelor acțiunilor noastre în anumite contexte și circunstanțe. Putem oricând să alegem altceva și obținem un alt rezultat. Sigur că există o parte a destinului care este fixă și indiferent ce am alege, din păcate, sau din fericire, o să se întâmple acel lucru. Spre exemplu, momentul în care ne naștem, momentul în care murim, sunt momente pe care noi avem senzația că le putem prelungi prin alimentație sănătoasă, prin un stil de viață bun, dar la un moment dat, indiferent ce am face, ne vom duce din această lume. Și acel moment al morții, spre exemplu, e unul pe care noi cu foarte mare greutate îl putem schimba. Să înțelegem că există și evenimente fixe, evenimente care nu se pot schimba, care nu le putem schimba, care sunt cumva trebuie să ajungem și să trecem prin ele. După părerea mea, da. Noastre. După părerea mea, da. Odată, în primul rând, lumea nu trebuie să vadă într-un mod fatalist aceste evenimente. Pentru că de multe ori, spre exemplu, întâlnirea cu un profesor sau cu o persoană iubită sau cu un maestru poate reprezenta un eveniment fix cu care trebuie să dăm nas în nas. Este un eveniment fericit. De altă parte, dacă ar fi să luăm credințele hinduse legate de karmă și de legea cauzei și a efectului, tot ceea ce am făcut, am gândit și am vorbit în alte existențe ale noastre sau chiar în viața asta până la momentul prezent, poate să ne influențeze prin efect de bumerang rezultatele sau ceea ce vom obține în viitor. Și atunci, cu siguranță, unele lucruri chiar nu pot fi scăpate, dar de multe ori ne facem cu mâna noastră sau cu mintea noastră sau cu creierul nostru. Doar că nu realizăm acest lucru. Multă lume se întreabă ce am făcut eu de a învăța chestia asta, cu ce am greșit de a trebui să trec prin atâtea suferințe. Sigur că răspunsul ne eludează de multe ori, dar cu siguranță avem un rol în tot ceea ce ne se întâmplă. Nu putem să ne erigem din a ne crede total nevinovați și doar niște actori în viață. Tot ceea ce ne se întâmplă are la un moment dat o sămânță în noi, în gândurile noastre, în acțiunile noastre, în percepțiile noastre și în modul în care ne raportăm la lume. Doar că, de multe ori, noi luăm puncte de reper doar lucrurile mari pe care le considerăm păcate. Da? Pe când, de multe ori, Universul funcționează ca picătura chinezească. Multe, 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 multe mici astfel de picături se pot aduna și pot crea un lucru mai mare care, la un moment dat, să aibă un impact. E greu să vedem cauza lui. Pentru că, de fapt, cauza este spartă ca mercur, care cade pe podea în foarte multe mici picături. Da, deci nu putem scăpa de anumite lucruri, dar modificându-ne pe noi înșine ca și gândire, vorbire și acțiune, putem să ne creăm într-o mare parte destin. Cum o definiți predestinarea? Predestinarea. Teoretic, predestinarea înseamnă că ceva trebuie să ți se întâmple. Este bătut în cui. Din punctul ăsta de vedere, asta este. Și dintr-o privire vă spun că există evenimente predestinate. Dar în tot acest univers al predestinării, cu siguranță putem alege anumite variabile să le modificăm, astfel încât rezultatul, deși este fix, să-l facem mai digerabil. Spre exemplu,
să presupunem că în familia noastră vine un copil și este predestinat să aibă o anumită boală grea. Ok, copilul face acea boală grea. Eu, ca părinte, pot alege să stau degeaba și să spun, bă, ai de mine și de mine, asta e destinul, copilul trebuie să facă boala asta și să crape. Sau pot să iau copilul și să umblu prin toți medicii, prin toți mari specialiști și să caut un remediu. Și există posibilitatea să-l găsesc. Problema cu predestinarea sau cu înțelegerea mențiunii de predestinare este că, deși a fi predestinat înseamnă că se întâmplă, nu înseamnă că e finalul. Atenție mare! Asta înseamnă că orice e predestinat și ți se întâmplă, din momentul în care ți se întâmplă, tu ești pus în fața unei plaje foarte mari de alegeri. Poți să alegi să nu acționezi și să stai degeaba și atunci elementul predestinat se duce la final, la o concluzie care de multe ori nu e neapărat cea mai bună, dar dacă acționezi în anumite moduri, s-ar putea ca predestinarea respectivă să fie transformată, astfel încât în loc să fie ceva fatalist, să fie împotrivă ceva din care învățăm ceva. Așa este că mulți spun, așa a fost soarta. Asta a fost destin. Când avem cum să... Dacă spun asta când cineva a murit, au perfect dreptate. Altfel, din punctul meu de vedere, uneori au dreptate, dar uneori nu. Pentru că, legat de ce am spus mai devreme, exact asta e situația. Gândiți-vă de câte ori trecem prin momente care nu sunt neapărat plăcute, spre exemplu, în viață. În toate aceste momente suntem conștienți că putem face ceva. De multe ori eu am observat că oamenii se lasă înăpădiți de durere, de griji, de frici, de tulburarea momentului și în această tulburare uită să mai acționeze. Uitând să acționeze, rămân prinși în aceste pânze de păianjen ale sorții și nu se întâmplă nimic benefic. Dacă ți-aduci aminte că ești o oglindire, o exemplificare a Divinului, poți să acționezi. La fel cum Dumnezeu a creat și are capacitate de creație și noi la Dumnezeu să avem capacitate de a crea. Lumânarea aceea nu predestinată să stea acolo, eu pot să mă plec și să nu 10 cm mai sus sau mai jos. Dar pot să trec pe lângă ea și să spun, asta e, mi-a fost predestinat să stea la intersecția diagonalelor mese. Cam așa văd eu situația. Strict părerea mea. Și apropo de soartă, există o diferență între soartă și destin? Mulți spun că soarta este una, destin este totuși cu totul altceva. E, sigur, aici e o gândire mai filozofică. Din ce știu eu, destinul este văzut în special ca ceva ce ți se dat de sus, de puterile cerești, de Dumnezeu, de Creator, de divinitate. Iar soarta este văzută ca rezultatul tuturor acțiunilor, vorbelor, gândurilor noastre din trecut. Ți-a fost sortit. De ce ți-a fost sortit? Spune până la urmă în Biblie. Pentru că ai făcut și ai ales. Da. Deci soarta este urmarea alegerilor noastre, destinul este urmarea a ceea ce, să zicem așa, hotărăște divinitatea că e mai bine pentru noi. Și din punctul ăsta de vedere, apropo de lucrurile rele care se întâmplă și există destule, noi le percepem ca rele, de fapt ele nu sunt. Știi? Pentru că prin tot ceea ce noi spunem că e rău și ni se întâmplă, avem șansa să învățăm ceva. Să învățăm cum să reacționăm, cum să ne comportăm în anumite situații, în anumite circunstanțe. Avem șansa să vedem cum, care ne sunt limitele. Da? Și avem șansa, că nu ne-am învățat, să ne spălăm, dacă vrei, din păcatele noastre și să ne curățăm la nivel karmic profund, astfel încât trecând cu bine peste situația respectivă, să fim mai curați. Și eu, de obicei, când vorbesc cu prietenii mei, ne spun așa, bine, evoluția noastră e clar sinusoidală. Avem ups and downs întotdeauna, avem momente de bine, de euforie, avem momente de depresie, de rău, de durere, de suferință. Problema? Sinusoida asta nu trebuie să fie paralelă cu solul. Sinusoida asta trebuie să fie întotdeauna ascendentă, astfel încât josul următor să fie mai sus decât josul trecut și tot așa. Să ne fie din ce în ce mai bine. Acest din ce în ce mai bine stă sub puterea noastră. Nu putem să stăm cu fundul în canapea și să ne rugăm să ne fie din ce în ce mai bine și să ne ajutăm că nu trebuie să facem nimic. Trebuie să acționăm. De aceea avem liber arbitru. Liberul arbitru e un dar divin, dar în același timp e și un test. Cum îl folosim? Aia e adevărat abilitate. Pentru că mulți pot să-l folosească în moduri mai puțin benefice. E opțiunea lor, este dreptul lor. Dar la un moment dat se vor încheia conturile și se va stabili dacă modul în care am folosit liberul arbitru ne va aduce destin pe viitor mai bun sau mai rău.
Pentru că aspectul pe care nu știu dacă e cuprins în întrebarea acolo, este fluiditatea destinului. Pentru că destinul, deși este fix, să spunem așa, se poate modifica neapărat doar de către noi, dar și de către cel care a scris codul. Da? El n-a lăsat calculatorul deschis și a plecat să se duce. După ce a scris codul, urmărește cum reacționăm noi la acel destin și în funcție de reacțiile noastre, mai modifică din cod. Dacă eu la fiecare lucru care mi se întâmplă în viață, reacționez bine, învăț lecțiile pe care le-am învățat, prin lecțiile astea fac ca în viitor să nu repet greșeli, să reacționez ok. Este clar că acel destin nefast, să spunem, se poate modifica. Și ca prin minune să trecem într-un moment în care totul să ne meargă sunt. Pentru că tot dăm iar numara. Și tot așa. Da. Poate fi influențat și de oameni din jurul tău. Sigur. Și de mediu în special. Chinezii au triada asta, care numește Tien Ti Ren. Tien Ti Ren înseamnă cer, pământ, om. Cer reprezintă partea predestinată, omul reprezintă acțiunile mele, alegerile mele, exercitarea liberului arbitru, iar ti, pământul, mediu, reprezintă pe lângă, în jurul din jur și pe lângă modul în care energiile pământului și cerului ne influențează, reprezintă toți oamenii din jurul nostru. Ia gândește că dacă te naști într-o familie, tu, un spirit minunat, cu capacitate de geniu creativă, te naști într-o familie care nu îți permite sau știu, o situație nu îți permite să-ți manifeste atât genul și creativitate. Ce se întâmplă? Nu o să o manifeste decât dacă ți este neapărat în mod specific destinat. Se punea la un moment dat problema pe un post de televiziune cultural, dacă Hitler s-ar fi născut în altă țară și în altă familie, ar mai fi ajuns oare Hitler? Ar mai fi ajuns să facă tot ce a făcut? Eu sincer cred că nu. Pentru că mediul, educația, familia, prietenii, gașca, clar ne influențează. Gândește-te la un Beethoven. Dacă Beethoven nu s-ar fi născut la momentul ăla, în timpul ăla, în familia aia, în mediul ăla, în zona aia de germano-austriacă bună și favorabilă creației, nu cred că ar mai fi ascultat așa de mult Beethoven. Deci oamenii contează. Și asta este, dacă vrei, influența superficială. Ca să intrăm și mai profund în ceapă, influența cea mai bună e cea energetică. Pe lângă ce știu să facă oamenii din jurul nostru sau familia, pe lângă situația financiară a familiei, pe lângă starea, sunt ca așa, telurică a familiei, există starea energetică a familiei, starea energetică a prietenilor. Mergi cu cineva care e într-un anumit fel, o perioadă, îți asumi un stil de viață. Stilul ăla de viață devine atât de comun, prin repetiție și obișnuință, încât ajungi să te identifici cu el. Odată ce te identifici cu el, energia respectivilor oameni devine impregnată în biocâmpurile tale. Și atunci devii tu. Și este foarte greu să redevii ceea ce erai. De multe ori, de exemplu, la șamanii buriați, spunea Mircea Eliade că scăparea de mediul nefast și de mediul ostil înseamnă regăsirea de sine. Și șamanii buriați, ca să scapă de mediul, primul lucru și cel mai logic, pe părerea mea, pe care îl făceau, erau să retragă într-o peșteră și să stea lipsiți de orice om, de oricine din jur, astfel încât să se regăsească doar cine sunt ei, sub toate acele straturi de programări, de lucruri insipide pe care le-au luat și le-au s-au identificat cu ele, sunt ei. Cum sunt eu, de fapt? Eu ce sunt? Eu sunt creație divină. Dar manifestarea mea este creația mediului, oamenilor pe lângă care stau, emisiunilor la care mă uit, prietenilor mei, familiei și așa. Cum ne dăm seama că, de exemplu, partenerul, viața pe care o avem, nu este ceva predestinat, ci ceva ce trebuie să schimbăm? Partenerul, job-ul, viața... Da, deci toate aspectele acestea. Toate aspectele acestea ale vieții. Sigur, nu știu cât o să fie multă lume de acord cu ce o să spun eu. Toate lucrurile astea depind de doi factori. Foarte sadic exprimat, de răbdarea noastră și de capacitatea noastră de a suporta compromisul. Ia gândește-te, dacă intri într-o relație, tot poate să înceapă minunat. Și la un moment dat, după scurt timp, lucrurile se strică. Nu mai există sex sau nu mai există comunicare. Cât poți să stai așa? Acționând, spre exemplu, faci tot ce poți, comunici, încerci, te duci la psihoterapie de cuplu, te duci la medic dacă e vreo problemă, observi că nu se rezolvă nimic. Suporți o lună, două, trei, cinci. De aici deja devine numărul arbitru. Se pune problema cât ești dispus să stai lângă acea persoană. Ai posibilitatea să renunți și să spui stop.
stai un pic, eu cu ce am greșit, vreau și eu cineva cu care pot să ies la sub, la film, să vorbesc, să fac sex, să aia, să aia. Sigur că există trendul celor care vin și spun, aha, stai că mai ai misiune personală, hai să vedem ce misiune personală mai ai. E adevărat, fiecare dintre noi avem misiuni personale. Dar hai să vă spun o mică dilemă. Credeți că e posibil vreodată Dumnezeu, Creator, Allah, cum vreți să-i spunem, să fie prins în șah, să rateze momentul alegerilor noastre? Eu nu cred. Pentru că e toate știutor, omnipotent, omniscient. Și atunci, dacă eu aleg să-mi părăsesc partenera, da? Nu mai suport. A trecut prea mult timp de când lucrurile nu se îndreaptă, am făcut tot ce am putut, nu s-a întâmplat nimic. Și aleg să o părăsesc. Și eu am misiune personală față de ea. Misiunea personală, misiunea respectivă, nu dispare în real, se va îndeplini cumva, altcândva. Da? Sigur că noi, într-o fugă din asta iluzorie de a ne tot îndeplini cât mai repede misiune personale, să devenim niște oameni cât mai liberi de legături karmice, căutăm să suferim în anumite situații. Și nu cred că este cea mai bună abordare. Pot să am misiunea personală să lucrez undeva la o firmă, de șeful meu este crizat și ură de dimineață până seara, fac ulcer în 2 luni de zile, am un salariu de nimic, am niște colegi care mă bârfesc. Știu că am misiune personală față de, să spunem, șef. Pot să plec de la acel serviciu? Da. Misiunea personală se pune pe hold, la un moment dat se va lua, se va plăti. Rămâne la alegerea noastră. Vreau să o termin acum? Asta înseamnă că sunt dispus să trec prin acele suferințe. Nu vreau să o termin acum, vreau să fiu mai pregătit, mai puternic, mai antrenat, mai tăbăcit. O pun pe hold. E liberul meu arbitru. Mai târziu tot în aceeași structură, tot cu șeful, sau plătești sub altă formă? Sub altă formă. Dar știi care e marea problemă? În această viață? Nu neapărat. În asta, dacă ești norocos. Și mai bine terminăm acum? Dacă ești norocos, terminăm acum. Dar ideea e că noi avem senzația că terminăm acum. Avem atâtea lucruri din trecut pe care le avem de rezolvat, încât ceea ce avem noi, deși mi se pare mult în viața asta, este din păcate doar o părticică. Și hai să vă spun marea problemă din punctul meu de vedere. Am întâlnit oameni cunoscători în anii spiritului, antrenați și care au învățat și au studiat cu mulți maestri. Și îmi spuneau așa, domnule, am un mariaj de toranatul, am un job care m-a făcut acusam și perforație la lucerul meu minunat și mă simt ca naiba. N-am timp să învăț de viață, nu mai am timp să citesc. Și îmi spun, domnule, de ce nu renunți la job? Da? De ce, dacă tu ai făcut psihoterapie și vezi că nu se împărt nimic, dar nu renunți la partenerul de viață? Și mi se spune, nu. Încă am verificat și am misiune personală. Și atunci eu trebuie. Și atunci de ce te plângi? Asumă-ți-o. Dacă ești atât de spiritual încât să-ți asumi respectiva misiune personală, păi fii ca înainte mergătorii tăi și nu te plângi. Asumă-ți-o. Asumă-ți că ai în tine puterea, pentru că toți o avem. Da? Să-ți asumi misiunea și mergi mai departe. Da? Dar noi, de multe ori, ne-au iau încoace, ne plângem, căutăm soluții care sunt inexistente. Avem misiuni personale. Putem să le acceptăm sau să le amânăm. Dar dacă le acceptăm, hai să le acceptăm într-un sens divin. Da? Pentru că și ăsta este un test. Cum accepti misiunea personală? Cum ți-o îndeplinești? Multe lucruri scapă din vedere aspectul ăsta. Da, îmi îndeplinesc misiunea personală de a mă duce undeva, de a veni aici în emisiune. Cum că îndeplinesc? Că eu pot să vin 2 ore și să vorbesc mai aberat. Sau pot chiar, simțindu-mă bine, să mă implic și să scot mai multe informații. Misiunea mea personală nu este doar a veni în aici în emisiune, ci a face ceva, cumva, într-un anumit fel. Se poate, de exemplu, să vin în emisiune ca misiune personală, să stau 2 ore aici, să plec, și să nu fie îndeplinit misiunea personală. Știi de ce? Pentru că contează ce fac aici. Contează nu numai că am venit aici, am urcat în mașină și am venit până la urmă. Și din cauza asta, contează acolo în cer cât de demni suntem, atenție, nu de orgoliu, și de demni, și cum facem astfel încât misiunea noastră să fie cât mai blândă pentru noi. Că avem puterea asta. Vă referiți la misiunea personală apropo de ceva, de cineva. Dar dacă avem o relație karmică, e același lucru cu misiunea personală?
Păi, poate să fie sau nu, relația karmică este o relație în care, care a mai existat cândva și în care au rămas lucruri nerezolvate, care trebuie să echilibrate. Universul e ca un arc. Da? La un moment dat, noi, prin faptele noastre, prin acțiuni, prin gândurile noastre, întindem arcul ăsta sau comprimăm. E, la un moment dat, el trebuie să revină în poziția lui de echilibru. O relație karmică înseamnă reechilibrarea acestui arc în punct de vedere a relației cu un anume gigel sau cu anume gigică. Dar este tot o misiune personală. Nu neapărat. Persoanele respective, știți? Poți să am misiune, nu? Poți să am misiune personală față de o persoană fără a avea o relație karmică cu aceea. Spre exemplu, deși mai rar în prezență întâlnești oameni care nu te mai întâlnit. Dar hai să presupune. Poate să apară în viața mea cineva față de care să am o anumită misiune personală, deși, în punct de vedere karmic, noi suntem în echilibru. Da? Se poate și chestia asta. E dacă noi ca un favor pe care îl face Universul prin cineva și se numește iubire necondiționată. Eu am o vorbă, și nu cred că e a mea, și după undeva, dar mai să fiu juști. Eu zic așa, prima și principala noastră misiune personală, după mine, este iubirea necondiționată. Da. Dar la naștere, eu știu clar că la naștere și eu și semenii mei avem misiunea ca indiferent pe cine vedem și pe cine întâlnim, să oferim iubire necondiționată. Și noi de multe ori ne luăm după misiunile astea ușor plantelui. Da? Am misiune față de tine, am misiune să lucrez acolo, am misiune să nu știu ce să fac. Dar până la urmă, misiunea noastră principală și fundamentală este să devenim cum să spun, hai să manifestăm divinitatea cât se poate de mult. Și asta se poate prin cinci valori. Prin iubire necondiționată, compasiune, lumină, pace și iertare. Acum, sigur că putem vorbi trei zile care e mai grea. Unii zic că iertare, unii zic că iubire, unii zic că compasiune. Niciuna nu e ușoară. Dar nu sunt imposibile. Și atunci trebuie să facem tot ce putem ca primariamente, având astea cinci principii în mintea noastră, să filtrăm toate celelalte misiuni personale prin prisma lor. Da? Poți să am misiune personală, revenim la jobul cu șeful acru, da? Am misiunea să stau la un job unde șeful e acru și imbecil și vorbește urât și mă înjură. Bun. Îmi asum că stau acolo, îmi asum că vreau să-mi închid acea misiune personală. Cum îi răspund la crearea lui? Prin iubire necondiționată, prin compasiune. Atenție, nu prin blegeală și lăsatul de cap jos, dar nu se face confuzie. Iubire necondiționată, compasiune și, în special, iertare, că dacă eu ajung acasă și rup așa cutia și îmi încinesc un strâng de gât, nu se cheamă că îmi îndeplinesc misiunea personală. Atenție! Când stăm cu dinții scrâșniți, nu ne îndeplinim misiunea. Dacă eu am misiune să lucrez în acel job, îl accept și ofer aceste cinci principii. Dacă arunc darți așa în poza șefului, se cheamă că, pe lângă misiunea pe care îmi îndeplinesc, creez încă o destindere sau o contracție a arcului, adică un suplimentar de zi. Dar apropo de creator, că spuneați, el cum știe dinainte, indiferent ce și cum alegere, toate variantele sunt posibile. Dar să nu uităm că nu suntem niște marionete care, știu, sunt manipulate prin niște sfori invizibile. La rândul nostru putem să scăpăm de mrejele astea și să devenim creatorii propriului nostru destin prin liberul arbitru. Și atunci, deși știe ce o să se întâmple, pentru că vă dați seama, nouă creierul nostru e atât de greu să conceptualizăm noțiunea asta cu o entitate, un concept fundamental, știe dinainte tot ce se va alege, chit că încă nu s-a ales, totuși avem liberul ăsta în timp. Și mă gândesc uneori așa iluzoriu, acum luați-o ca pe metaforă, cât de frumos ar fi să pot vreodată să-l surprind plăcut pe Creator. Da. Așa este. Dar ce ne spuneți de spiritele care sunt la prima întrupare? O de misiuni și relații. Ele nu prea mai vin spiritele la prima întrupare acum. E o perioadă mai specială și se accelerează. Dar avem și din astea. Vor avea mai multe de învățat într-un timp mai scurt. Clar, viața nu va fi neapărat cea mai catifelată în universul ăsta. Dar dacă Doamne a ales și ele au fost de acord să vină la întrupare, cu siguranță înseamnă că au cu ce, ca să dau un citat dintr-un coleg. Niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea mai mult decât o să duci. Da. Astfel încât oricât de grea misiunea lor sau misiunile lor și oricât de dificilă ar fi viața pentru
aceste spirite, cu siguranță vor putea, făcând alegerile potrivite și îndreptându-se cu inima unde trebuie, să treacă cu bine peste orice piedici. Problema legat de asta, și nu pot să nu fac o ușoară deviere, de multe ori, Universul ne testează prin picătura chinezească, și cu rău, ce ținem percepția noastră. La început acceptăm, cum spunem, facă-se voia Domnului, asta e, Doamne, iartă-mă, rugăciun, chemă la Hagia, fac o chestie minunată. Până când vezi că tot merge rău, aplicați 10.000 de tehnici, 17.000 de sisteme, 2.000 de rugăciuni. Și la un moment dat, asta e testul suprem. Și la un moment dat, este riscul ăla să zici, dar puii mei, stai un pic. Și ne-am închis la inimă. În momentul în care nu suporți, pui la capăt și îți închizi inima, nu mai primești ce trebuie. Testul este ca, indiferent cât de mult rău vine, fă tot ce poți cu contra care să faci bine, aplică tot ce știi, rugăciuni, orice, poate nu, fiecare cu ce, prin ce crede. Da? Dar niciodată nu renunța la credință. Pentru că la baza tot și inclusiv la baza celor 5 principii de care am spus mai devreme, stă până la urmă credință în ceva. Eu am rămas surprins, la un moment dat am făcut un studiu cu mai mulți deținuți. Am trebuit să fac o lucrare cu psihologia criminalilor. Și am observat că foarte mulți dintre ei se declaraseră în actele respective ca fiind atei. Și într-o curiozitate morbidă, așa, am vrut să merg un pic mai mult pe chestia asta. Eu nu știam ce înseamnă ca un ateu, cum își definește un ateu ateismul. Știi? E foarte interesantă povestea asta. Și am vorbit cu câteva zeci din astfel de atei deținuți. Și mi-au spus, dom'le, nu cred în Dumnezeu, pentru că nu l-am văzut niciodată, nu l-am auzit, nu l-am simțit. Ăștia au fost unii. Adică cei care au nevoie de o confirmare senzorială, perceptibilă, clară a ceva, ca acel lucru să existe. Bă, dacă sunt mulți din aceștia. Și dacă nu văd, nu simt, nu miros, nu ating, nu gust, nu există. Însă o altă parte din atei au spus așa, dom'le, nu cred, pentru că mi s-au întâmplat mai lucruri rele, iar Biserica spune că Dumnezeu e bun. Cum poate un Dumnezeu bun să-mi facă mie să mi se întâmplă lucruri rele? Și atunci, decât să zic că Dumnezeu e rău, să nu fac un păcat, mai bine zic că nu există. Deci îți dai seama, un cerc vicios, un ateu care, de fapt, el ceva crede. E, și am tot căutat neatunci să găsesc un ateu pur. Da? Un ateu care... Și l-ați găsit? Nu. Nu. Încă mai căutați? Până și am cunoscut un mare fizician, un profesor universal, cheamă Michio Kaku, are și o misiune pe Discovery Channel. Și l-am cunoscut personal. Și dânsul, cum să spun eu, fusese ateu și a devenit budist. De ce? Pentru că la un moment dat și-a dat seama, citind, hai zicem așa, scripturile budiste, că tot ce descoperă el în fizica cuantică, împreună cu colegii lui, este transmis și tradus metaforic în ceea ce a zis Buddha și discipolului. Și după aia a fost atât de curios încât a rămas studiat și Biblia, și Coranul, și Vedere, și alte ascunse scrie. Și a ajuns la concluzia că a avut un atac de panică, în sensul personal. Pentru că ceea ce ei încercau să descopere prin ecuații, faptul că la bază totul e unul, faptul că la bază totul e interconectat, în principiu, din fizica cuantică, nu le poate nega nimeni. Totul apare, evident, sub o formă metaforică, redată în marile scrieri sfinte ale tuturor timpurilor. Și chiar a făcut un studiu comparat între aceste scrieri și le-a echivalat principiilor din fizică. Și este uimitor în fiecare nou principiu din fizica cuantică. Faptul că în miez vei găsi miezul și în mijlocul miezului mă vei găsi pe mine și eu sunt una cu tine și cu tot. Este un principiu din fizica cuantică. Au spart nucleul, au văzut protoni, neutroni, protoni au văzut coarce, încoarce au văzut aia și în mijloc au văzut energie. Și odată ce au încercat să o măsoare, au văzut că e exact aceeași peste tot și de fapt nu e diferită pe aceeași valoare, ci e aceeași. Și aici s-au blocat, în timp unificat, al energiei, teoria stringurilor sau teoria M, da? Pe care un mare cercetător fizician, ora asta, Brian Greene, a cercetat-o și a și scris două cărți traduse în românește despre cum e percepută fizica și teoria fizicii cuantice în lumea spirituală. Dacă până și fizicieni mari din atei au reușit să creadă în ceva, dar probabil că nici eu sărac nu o să zic că sunt budist, sunt creștin, sunt ce-i fi, ales budismul că i-a plăcut lui. Da? Dar crede în toate. Și mai presus de toate,
a deveni nu mai un credincios, ci un credincios ecumenic, dacă vrei, convins că religia cu tare nu neapărat mai bună decât cealaltă. Sigur că există dogme, dar oare ce e mai important? Să cred în ceva anume sau să cred în adevărul unic, irepetabil, permanent, infinit? Ne putem alege destinul înainte de a ne naște? Îți plac întrebările astea, nu? Mai mult. Ne putem alege anumite variante, părerea mea. Hai să o luăm ca pe o poveste, pentru că în ultimul timp am observat că unii oameni tind să se supere foarte mult de anumite aspecte spirituale și pe decizia fiecăruia de a-și alege lucrurile în care vrea să creadă. Și atunci am pus să spun o poveste. Iau și luați-o ca pe o poveste, da? Presupunem că undeva în lumea spiritelor trebuie să se nască din acea lume un anume spirit. Trebuie să prindă formă umană, trebuie să se găsească un mămic, o mămică, un tătic, da? Un mediu, o țară unde să se nască. Și înainte să vină la trup, acel spirit dă nas în nas cu o echipă foarte specializată de alte spirite, mai deștepte și mai șmechere, care îi spun așa. Uite, tu ai făcut aia bună, aia bună, aia bună, aia rău, aia rău, aia rău. Astea-s bilele albe, astea-s bilele negre. Ești de acord ca în viața asta care urmează, în care urmează să te naști, să mai scapi de biluțele astea trei negre? Și spiritul spune da. Poate să spune și nu. Și să presupunem că spune da. Și atunci, mi se spune așa, dom'le, tu trebuie să-ți cauți o mămică, un tătic și un loc în care să te naști. Și un moment propice, dacă vrei astral, atenție, nu neapărat astrologic, astral, astfel încât tu, fiind spirit acum și dându-ți noi puterea să vezi un pic în viitor, să ai grijă să găsești fix momentele și oportunitățile în care, indiferent prin ce lecții și suferință alegi, să scapi de acele biluțe. Și cu ajutorul acelei echipe șmechere și specializate de spirite, spiritul nostru din poveste se uită așa peste pământ sau peste ce planetă a venit și își găsește părinții optim, locul optim și momentul optim în care se naște. Și numai atât. Ele sunt optime pentru a crea anumite situații în anumite momente, pentru ca el să-și împlinească destinul, să spunem, scăparea de acele trei biluțe. În această poveste am putea spune că orice spirit își alege sau își poate alege cel puțin trei lucruri. Își poate alege în funcție de înălțimea lui vibrațională părinții, își poate alege locul în care se naște, își poate alege momentul nașterii. Problema, și asta trebuie înțeles, destinul e altceva, destinul e mai sus, destinul e aici, echipa de spirit de șmechere e aici și spune, uite, tu mai ai asta, asta și asta, ce alegi? Și mai jos el își alege îndeplinirea unei părți. Asta se numește metadestin. Metadestin este destin global al meu ca spirit. Noi când vorbim de obicei de destin, ne referim destinul oamenii, destinul izba, destinul putare. Pe pământul ăsta. Dar mai sus de destinul ăsta, există metadestin. M-o chema pe mine cum m-o chema în trupul ăsta, te-o chema pe tine oameni. La un moment dat o să moale și nu cer. Spiritul nostru o să persiste. Destinul spiritului e metadestin. Practic, eu ca spirit, înainte să vin la Dumnezeu spiritul din poveste, să spunem, înainte să vin pe acest pământ, îmi aleg să îmi îndeplinesc prin cele toate vor fi o bucată din metadestin. Înțeleg? Întotdeauna trebuie să gândim de la mai mic la mai mare. E ca și cum ne uităm la microscop, dar ne uităm la o frunză, vedem o frunză, la microscop vedem o celulă, mărim și mai tare vedem nucleul, mărim și mai tare vedem cromozom, iar ADN-ul, atomul și mai departe. La fel și aici. De ce să ne limităm la noțiunea de destin, când putem să mergem la noțiunea de metadestin? Și metadestinul ăsta, cum se spune în creștinism, este în mintea lui Dumnezeu. Da. Și dacă ar fi să o luăm strict logic, dau doar o presupunere de poveste, atenție. Dacă metadestinul e în mintea lui Dumnezeu. Noi de unde venim? Poate tot de acolo. Da. Astea sunt demonstrații filozofice. Îmi place foarte mult să filozofez. Și sunt demonstrații filozofice valide. Sigur că știința o să vină și o să-mi spună tot felul de lucruri. Știam, cei care sunt ușor mai rectificatori. Așa. Dar eu cred că e posibil ca noi să fim generați ca spirite din mintea divină. De-a lungul timpului, odată ce am fost generați, am venit pe arbitru, am ales una alta, ca spirit. Alegând una alta ca spirit, noi putem să ne echilibrăm destinul în trup sau ca spirit.
Multă lume zice, vai, după ce mori, iese spiritul din tine, se duce în ceruri, totul e frumos, ne jucăm leașa acolo. Ei bine, nu. Exact așa cum există reechilibrări karmice aici, există și acolo. Probabil există și misiunea asta unde sunt întrebate spiritele ce să facă, știi? Am și eu misiunea lor, nu? Cum e sus, e și jos, vorba lui Hermes, da? Ideea e în felul următor. Nu pot să spui că viața nasoală și plata și pogorârea în infern este nașterea în trup pe pământ și sus, odată ce ne-am dus, era eu pe pământ. Da? Nu e chiar așa. Sigur că strict viziunea creștină spune că după ce murim, ne ducem în rai sau în iad. Poate e așa. Nu știu. Nu am eu venirea, nici rolul și nici interesul să mă lupt cu o credință, dar o viziune posibilă ar fi ca și în viața de spirit să trebuiască să mă echilibrez anumite lucruri legate de metadestin, de destinul superior, destinul. Înțelegi? Cam asta ar fi foarte metaforic povestea. Și apropo de spiritul acesta din poveste, el în funcție de nivelul la care a ajuns are mai multe variante? Sau rămâne doar la 2, 3? Ăla e minimul, dacă vrei. Ăla e minimul. Pe măsură ce ești mai înalt vibrațional, hai să spunem că am definit o noțiune numită cer, dar să spunem că vii dintr-un cer mai înalt. Pe măsură ce vii dintr-o zonă de asta mai înaltă vibrațional, opțiunile tale sunt mult mai largi, plaja ta de opțiuni mult mai largă, poți să-ți alegi inclusiv să compensezi, poate multă lume nu știe, spiritul nostru de poveste alege să-și compenseze anumite probleme, astfel încât în loc să trebuiască să sufere pe pământ, pentru că are alte lucruri mai importante de făcut, are misiunile de plinit telurice pe la nivel planetar, poate să compenseze altfel. Și o să vă spun o chestie care uneori pare ciudată când o povestesc. Mă întreabă mulți de ce există unii oameni care, pur și simplu, se nasc în familii extrem de bogate sau devin și ei la rândul lor bogați. Dar dacă te uiți la ei, poate la televizor, înțelegi că n-au cea mai virtuoasă viață. Și au 30 ani, 20 de ani, 30 de ani în bogăție continuă și nu numai, chiar crescândă și nu le merge nimic prost. Există două variante. Fie, pur și simplu, sunt niște sfinți minunați care rămân și în vacanță, deși nu cred. Doi la mână. Poate la un moment dat să le meargă prost. Și trei la mână. S-ar putea ca unele entități să aibă misiuni mult mai importante de făcut. Și deși au plăți și deși au suferințe, pot să facă plăți compensatorii. Cea mai ușoară modalitate de a face plăți compensatorii este prin bani. Și eu vă spun, am avut ocazia să cunosc oameni foarte bogați, care la prima vedere par poate aroganți, orgolioși, duri, egoiști, orientați numai către interiorul lor. Ei, fără să știe nici mântul, nici pământul, din bogăția lor, dau câte un pic încolo, câte un pic încolo și au facerile lor de mine. Sigur că nu se afișează la televizor, că m-am dus acolo și am dat nu știu ce. Prin acele plăți, unele spirite pot să compenseze anumite suferințe, pot să le elimine prin plată directă, printr-o contrabalanțare, pentru a avea timpul necesar să-și îndeplinească misiunea personală. Să luăm un exemplu. Să presupunem că eu vin la trup și am misiunea personală să devin, nu știu, președintele unei țări. Da? Dar ca să devin președintele unei țări, trebuie să am timp, de exemplu, să să învăț anumite lucruri, să-mi placă politica, să mă uit la televizor și așa mai departe. Pe de altă parte, ca spirit, eu am de îndeplinit niște plăți. Indiferent de modul de accelerare karmică în care ne aflăm și așa mai departe, trebuie să le plătesc. Eu pot alege de la un anumit nivel să spun, uite, nu vreau să plătesc prin suferință. Mă îndeplinesc misiunea personală de a fi președintele țării, dar vreau să plătesc compensator. Și atunci pot să vin la trup într-o situație financiară bună și să compensez. Sau pot să vin la trup și să compensez prin N alte moduri. Sunt oameni care compensează plățile cu sacrificiul de sine. Da? Citind viețile Sfinților, o să vedeți că mulți dintre Sfinți au suferit, mulți dintre Sfinți au avut vieți fără de suferință. Da? Și la un moment dat, unul dintre ei, nu dau nume ca să nu fac, Domnul spune foarte simplu. Am ales să-mi fie bine. Le am și eu pe ale mele, dar plătesc prin vorba către voi. Ce înseamnă asta? Eu pot să compensez plățile mele alegând să învăț pe alții ceva. E alegerea mea ca spirit. Asta nu se face cu pământ. Nici în interul mater. Un pas mai acam. Un pas doi, poate. Chiar
Să înțelegem că pentru a evolua mai rapid, apropo de biluțele acelea negre, putem să evoluăm mai rapid dacă alegem anumite... Da. Da, ideea e să nu ne... să nu căutăm să transformăm evoluția într-o cursă. Știi? La un moment dat... Într-o viață se termină totul. Se poate. Se poate, credem. Dar ideea e că una din condițiile, asta e ca la avocăție, spun. Una din condițiile evoluției astea este detașarea. E, în momentul în care eu vreau să evoluez în viața asta, nu știu să mă iluminez sau mai știu eu ce, oare și cum chestia asta s-ar putea să intre în conflict cu noțiunea de detașare? Odată ce vreau ceva, există posibilitatea să creez un atașament față de acel lucru. Odată ce m-am atașat, nu sunt detașat. Atașamentul în sine reprezintă legături karmice. Și s-ar putea să plătesc tot ce am de plătit și să rămână inclusiv, să rămână exclusiv acest atașament. Și din cauza lui, să nu pot să evoluez în viața asta. Înțeleg? Eu încerc vicios pe să avem mare grijă, pentru că de multe ori și-am văzut asta. Cum să spun, îmi iubesc toți semenii, dar uneori putem cu toții cădea în ispita de a ne crede deținătorii a nivelului suprem și al posibilității cele mai bune în evoluție. Și nu mai există nimic altceva. Poate suntem. Sau poate am căzut în ispita de a credea chestia asta. Și ne atașăm de multe ori de ideea că ce știm noi e bine, încă nu ne dăm seama că de fapt noi să evoluăm. Involuăm sau în cel mai fericit caz, doar stagnăm. Da? Am întâlnit oameni care spun, cum faci tu, nu e bine. E posibil. Dar nu știu dacă cei care critică întotdeauna pe toată lumea, că nu fac bine, nu fac bine, nu fac bine, nu fac bine, au adevărul suprem. Și știți de ce? Pentru că adevărul suprem, eu spun că totuși nu l-am nici eu, nici tu, îl are Doamne, Doamne și atâta tot. Și Doamne, Doamne, nu cred că critică. Da? Sigur că sunt mulți care au interpretat aspecte și pasaje din Biblie ca un Dumnezeu critic. Dumnezeu nu este critic numai prin faptul că e omniscient, având în vedere că știe lucrurile astea, ar fi și culmea, știi, să le critique. E doar o vedere iluzorie falsă pe care ne-o creăm noi prin ochelarii teorici ai tiparelor și programelor negative în care ne rugăm de multe ori singurei. Și atunci, legat de alegerea evolutivă, cu toții, fără să ne dăm seama, alegem, înainte să mergem la trup, să evoluăm. Ca altfel nu am mai venit. Dar unii au acces la cunoaștere sub diferite forme mai profunde și care le facilitează o evoluție mai rapidă, alții, din păcate, nu au accesul ăsta. De exemplu, la Buddhism se spune, prima rugăciune pe care o faci când simți că ți se apropie în momentul morții, Doamne, sau, mă rog, din nou Dumnezeu, practic, se roagă acolo și invocă energiile lor, astfel încât în viețile următoare să aibă acces la maieștrii și la cunoaștere. Care e primul lucru și cel mai important pentru ei. Nu să aibă bani, să aibă averi, mașini și mai știu ce. Cunoaștere și maieștrii. De ce? Tu poți să fii cel mai jmecher spirit. Dacă te naști în mijlocul deșertului și nu ai pe nimeni de la care să înveți și hard discul este formatat pentru inimele când venim de multe ori, ce te faci? Te ajută cu ceva că ești cel mai jmecher spirit din un deșert? Nu. Pentru că nu ți-aduce aminte. De ce spuneți de multe ori? Ca să nu spun de fiecare dată. Ok, mă gândeam că mai vin și cei cu hardul. Mai sunt și cei care nu neapărat se nasc cu toate amintirile, deși să știi că am întâlnit și îți dai seama că e un fenomen destul de fascinant să vezi un copil de 4 anișori care îți explică, vorbește nu știu ce limbi străine și care îți explică cunoaștere care e scrisă în cărți aflate în Biblioteca Națională. Sunt cazuri foarte interesante, care, din păcate, de multe ori, odată ce apar în public, și dispar. Dar sunt oameni, și cunosc și din ăștia, care se nasc cât se poate de normal, o să zic așa, și la un moment dat, de vreme în viață, au ocazia să întâlnească o persoană anume, un maestru, un îndrumător, un profesor, și care, poate pentru un simplu gest, o simplu atingere, un simplu cuvânt, le pot reactiva ceea ce se numește memoria ancestrală și își pot aduce aminte foarte multe lucruri. Da? De-aia, duhovnicul, maestrul, profesorul, învățătorul, îndrumătorul, coachul, cum vreți să-i spuneți, nu are doar un rol, cum să spun, pasiv, are și un rol activ, sau ar trebui să aibă și un rol activ.
în această detașare majoră a Universului pe care noi trebuie să o avem, trebuie să avem simultan și un rol activ. Ăsta e echilibrul yin-yang. Dacă am fi total detașați, probabil că am devenit nesimțiți. Dacă am fi total atașați, probabil că am devenit niște avari prinși de lucruri și de tăluri. Și atunci echilibrul între detașare și atașament, practic, echilibrul între a învăța și a fi învățat, a merge și a te lăsa dus, asta este cel mai important lucru. Pentru că adevărata evoluție, cred eu, strict părerea mea, este atunci când totul devine echilibrat. Orice extrem nu e bun. Prea mult din ceva înseamnă prea puțin din altceva. Adevărata evoluție înseamnă echilibru. Și echilibrul ăsta se face numai între valori. Da? Există valori și virtuți și opusele lor. Ați amintit de mentor. Cum influențează mentorul? Enorm. Este. Nici nu se poate spune în cuvinte. Gândiți-vă să luăm un caz total aspiritual. Să luăm cazul unui matematician sau unui medic sau ce vrei. Îi place matematica, o învață, o înțelege, e dotat. Și la un moment dat găsește un profesor care îi spune trei lucruri și datorită acelor trei lucruri ține minte toată viața. Eu am cazul profesoarea mea de matematică, mi-a plăcut foarte mult, spre exemplu, matematica. Eu nu o să uit până voi pleca de lumea asta cu profesoarea. Pentru că prin zâmbet și trei vorbe spuse, mi-a deschis un univers, chiar mai mult. Da? Intră la capitolul mentor. Mentorii sunt cei care reușesc să te schimbe și care între se chinuie să te schimbe. Atenție! Că așa, doamne, te ții de cap un om, la un moment dat îl programezi cumva și îl schimbi. Cei față de care îți place să te lași schimbat pentru că știi automat, instinctiv, că direcția în care te duci e bună, aia sunt mentori. Sunt cei care, de exemplu, un maestru de-a meu pe care îl respect enorm și care e chinez, a reușit să mă ia cu toate bubele mele și să reușească să-mi dea peste cap multe lucruri pe care eu le credeam că așa sunt. Și îl consider maestrul meu și mentorul meu și învățătorul meu, pentru că tocmai a reușit să mă scoată din niște tipare pe care le aveam și să mi arate cât se poate. Și maestrul era care reușește să te ia de pe șina pe care ești și să te pună pe șina corectă. Și bine, aici am terminat discuția filozofică de unde știi era care e șina corectă. Dar chiar a fost o mică dezbatere interesantă zilele trecute într-un anumit context. Nu, e foarte greu să evaluezi cine știe care e șina corectă. Dar până la urmă, strict, dacă vrei filozofic, maestrul e cel care a mai bătut calea. Și bătând calea, e ca un ghid montan. Poți să te duci pe munte singur, vei ajunge la destinație, ai toate șansele. Sau ai toate șansele să dureze mult mai mult să ajungi acolo sau să nu cade urs. Maestrul e ghidul care știe că la 3 metri încolo e groapă, la 5 metri încolo e vizuina, nu știu ce, șarpe veninos și te duce fix prin acele zone în care el a mai trecut. Da? Și știe. Bătucită. Exact. E calea bătucită. Nu neapărat, atenție, nu toți maestrii sunt iluminați. De parte de adevăr, maestrul ăla nu trebuie neapărat să știe tot muntele. Dar știe o cale de pe acel munte care e safe, care e bună și pe care poți să cargi. Atenție. Da? Asta e important. Pentru că nu fac diferența între noțiunea de maestru și de maestru spiritual. Știi? Da, există și maestri spirituali, nu în care da? Care știu fiecare cotul la muntă. Știu toate cărările posibile și imposibile. Dacă vrei, sunt maestrilor. Înțelegi? Și există în următor, sunt maestri, cum le spune, care știu o cărare. Dar o știu. Înțelegi? Aveam un prieten la un moment dat, se dădea violonist. De fiecare dată când întâlnea pe cineva, spunea, Cutărescu, violonist. Și majoritatea oamenilor, și un bar cu vioara cu ei. Majoritatea oamenilor spuneau, o, cântă-ne și nouă ceva, vioara e grea, pune scârție, face ca mânța, face ca... Dom'le, și știa să cânte trei studii sau capricile, se cheamă de Paganini. Știa să le cânte și știe că privim la un mod impecabil. Dar altceva habar nu avea. Și avea o totală lipsă de teorie muzicală. Putem să spunem că omul respectiv era un maestru violonist? Da. Are trei caprice ale lui Paganini. Putea să facă și pe tine să le știi. Dar în rest, era varză. Da.
E, un violonist care știe să cânte mai mult și știe teoria respectiv un instrument, un maestru al maestrului. La fel, în orice domeniu există maestri mai. Până la urmă, maestru fundamental al nostru, cine fi? Foarte mulți au așteptări apropo de maestri și de mentor și de a trebui să știe tot un maestru și un mentor să răspundă la orice întrebare, să nu, cum se poate să nu știi, să... Foarte simplu. Deci asta vreau să fiu foarte clar pentru toată lumea. Legat de maestru, eu personal am o afinitate foarte mare către Orient și în special către partea chineză. Am făcut arte marțiale, am maestrul meu de arte marțiale, da? Habar nu are de Reiki și de bioenergetică și de spirit și de karma și de bile albe și de bile negre. Dar arte marțiale e cel mai tare. Am maestrul meu de Reiki, care habar nu are de multe, dar știe Reiki. Am maestrul de Qigong, care și așa mai departe. E, nu poți să am pretenția ca un om să le știe pe toate. E imposibil. Maestru, când auzi maestru, întrebarea numărul 2 ar trebui să fie maestru pe ce? A, când eu pot să spun sunt maestru Reiki, cel puțin nivelul teoretic al Reiki-ului, ar fi frumos să-l știu. Înțeleg? Dar nu asta înseamnă că sunt maestru spiritual. Singurul care le știe pe toate e Dumnezeu. Și întâlnesc și eu oameni care spun, Doamne, am fost la cutare și l-am întrebat despre nu știu ce tehnică și nu știe. Așa, și e eficient în ceea ce face? Are rezultate în practica lui, în hobby-ul lui, în ce face el acolo? Da. Bun. Și atunci ce contează că nu știe aia? Da. Mi-a venit cineva odată și mi-a spus, Doamne, de asta ați făcut Feng Shui și chestii de genul ăsta? Da. Păi, invitația am și o întrebare. Și Doamne, unde îmi pun că mi-am cumpărat 7 broaște în judecare și trebuie să le pun în colțurile camerelor? Și am zis, scuze, nu vă pot răspunde la întrebarea asta. Și mi se recordă că nu sunteți mai este Feng Shui, nu știu și eu Feng Shui acolo, zic, dar la Feng Shui la tradițional pe care l-am învățat eu și care e de vreo 5-6 mii de ani, nu e. Serios, zic, asta e din anii 80, au apărut împrumutate din budism și din simbologia chineză și eu mă pricep. Ha, ce mai este eu? Ei, noi avem imagini pe care nu ne creăm, avem stereotip. Da? Cum trebuie să fie prezentatoarea de știri? Cum trebuie să fie? Sau de o emisiune? Trebuie să fie înaltă, slabă, sexoasă, frumoasă, minunată, zâmbească non-stop. Eram în Londra cu o lună și mă uitam la televizor seara și a fost o știre absolut bestială. În Statele Unite, o prezentatoare destul de grăsună primea tot felul de mail-uri, dus demisia, aruncă de pe geam, fă ceva, nu poți să apare așa. Și ea a spus o chestie foarte serioasă, real. A fost pe CNN, era singurul post pe care îl punea. Și la un dat, ea a spus foarte simplu, nu-mi dau demisia. Știu ce pot ca prezentatoare. Nu mă încadrez în stereotipul vostru, da? E problema voastră. Uitați-vă în altă parte. Dar știu ce știu pe bucata asta. Noi avem imagine. Maestru? Păi dacă îl cheamă maestru, trebuie să știe tot. Nu. Aia e Enciclopedia Britanică. Maestru. 2. Ești prezentatoare, poți să arăți cum vrei. Ce contează? Cum arăți sau ce spui? Așa. Înțeleg? Nu mai trebuie să avem pretenția ca maestru, nu știi să știe tot. Adevărata transmisie de la un maestru după mine vine fără cuvinte. Pentru că și maestru cuvintele pe care le scoate, oricât de inspirate ar fi de la Duh, da? Multe, le știe și el de la maestru lui. Da? Și atunci adevărata transmisie nu e cea sunt rușii prin biocâmp sau prin pur și simplu simpla prezență. Noi nu mai suntem mulțumiți cu simpla prezență. Pentru că noi, nouă, ne place să cuantificăm. Câte inițieri mi-am dat, câte pagini, câte manuale, câte titluri, câte răspunsuri, câte minute am stat lângă el, cât ne-a zâmbit, de câte ori mi-a zâmbit, de ce a zâmbit, mie nu. Asta nu e căutarea unui maestru. Asta este căutarea propriului orgoliu interior, care cere atenție, și trebuie, de fapt, să fie înlocuit cu detașare, cu smerenie. Și să știți că e suficient o clipă, spunea la un moment dat Buddha, să te iluminezi în preajma maestrului tău. Dacă pur și simplu în clipa aia, ai fi conștient că nu vrei nimic. Dar vrei de fiecare dată vrem ceva. Da? Și ne criza mă costă bani. Ce ne puteți spune despre destinul persoanelor cu boli foarte grave? Au ales? Da. Majoritatea, de multe ori, da. Da.
Să știți că oricât de sadic ar suna, și nu vreau sub nicio formă să interpreteze, boala, printre altele, e o modalitate de a plăti ceva. E o modalitate de plată karmică. Există două tipuri de oameni cu boli grave, spiritualmente vorbind, întorcând la povestea noastră metaforică. Cei care au ales să plătească prin respectiva boală, sau cei care sunt dintr-un cer sau dintr-o zonă vibrațională insuficient de mare și, dacă vrei, au trebuit să plătească. Plata aia prin boala gravă a fost cea mai ușoară, cea mai soft opțiune pentru ei la momentul respectiv. Acum, legat de boli grave. Există două tipuri de boli grave. Și aici vreau neapărat să fac diferențierea, pentru că poate sunt și terapeuți care se uită la noi și e un truc care îi poate ajuta. Există bolile grave care, pe care le facem pe, ca urmare a unor alegeri tâmpite ale noastre. Și aici bag în special bolile de transmisie sexuală. Gândiți-vă la HIV, gândiți-vă la sindromul care urmează prin HIV, gândiți-vă la formele de hepatită, în cazul în care se transmise sexual. Și există bolile grave pe care le facem nu datorită alegerilor noastre în viața asta. Gândiți-vă la cancere, gândiți-vă la leucemii, scleroză multiple în plăci și bolile autoimune serioase și așa mai departe. Dragii mei, dacă ai făcut HIV, tu nu te-ai protejat sau te-ai dus în 15 direcții sau nu ai avut grijă. Nu poți să zici că nu ai avut nimic de a face. Întotdeauna avem, în cazul acestor boli de transmisie sexuală, un nivel de a alege. Poți să alegi să folosești prezervativ. Da? Poți să alegi să stai casă. Poți să alegi ce vrei. Dar ai o alegere. Da? În cazul celorlalte, cel puțin aparent, tăluric, nu avem o alegere. Cele la care se pare că nu avem o alegere, cele grave, tind să fie mai mult plăți de echilibrare, din experiență, vă spun. Iar cele cu transmisie sexuală la care noi, prin actele noastre, am făcut sexul și nu trebuie și am luat boala, tind să fie mai mult lecții și tind să fie lecții care nu au fost învățate de mai mult timp. În general, am observat, există un fenomen de care Newton, spre exemplu, nu Newton fizician, Newton regresistul, care a scos și cărțile Călătoria Sufletelor, Destinul Sufletelor, a observat și el asta, că cei care suferă de boli grave transmisibile sexuale sunt cei care au avut de mai multe vieți niște lecții, și în special lecția iubirii de învățat, și le-a fost un pic cam greu. Și atunci au dat o bară cu astfel de suferință, doar să găsească și să întâlnească și să accepte și să înțeleagă lecția iubirii. Cei care au cancer sau leucemie sau alta, pot să aibă un spectru mult mai mare de lecții și de multe ori o reechilibrare. E un destin pe care și-l aleg, unii da, unii nu. Depinde de sacrificiul de sine și de capacitatea de jertfă. Câți dintre noi, conștient, am fi în stare să ne sacrificăm pentru aproapele noastre? Mulți zic da, puțin ar acționa. Da? E da, la nivel de spirit, adevărata capacitate de jertfă are o putere enormă, dacă vrei, să ne îmbunătățească pe noi în fața destinului. Înțelegi? Asta ar fi. Deci, fac parte din destin? Da. Pot fi trecute? Da. Asta e cel mai important. Absolut. Vorbeam de mentor. Vreau să facem un pic o paralelă cu preoții. Cum influențează preoții? Este tot un mentor, preotul? Sigur că da. Preotul, duhovnicul în special și ideal preoții în general, prin prezența lor și prin tot ceea ce spun, ne influențează în bine sau trebuie să ne influențeze bine. Mai trebuie să vrem și noi, pentru că dacă nu ne ducem la un preot, ei există săraci și își fac meseria. Dar faptul că există preoți, dar ei nu mă interesează, nu mă influențează. Dar în momentul în care găsesc într-un anumit preot, vorba bună, vorba divină, vorba lui Dumnezeu, sfătuirea bună și starea aceea indescriptibil de bună, clar, el devine un mentor pentru mine. În terminologia ortodoxă se numește duhovnic. Duhovnicul nu e doar la care te duce, nu trebuie ce să facă, zice ce și după aia, prin transfer de responsabilitate, te duci și acționezi să-ți ai duhovnicul. Nu. Duhovnicul e acela care, acel preot, care prin prezența sfaturilor și ghidajele lui, ar trebui să te facă, să te redescoperi și să devii mai bun. Asta este, după părerea mea, unul din rolurile preoției. Da? Preoția
se spune, este preotul un intermediar între tine și Dumnezeu. De fapt, preotul e cel care te face să realizezi că tu și Dumnezeu ai legătură directă. Sunt păreri contrare. Preoția este bună. Trebuie să o și accepti, să accepti sprijinul unui preot și preoții să-ți găsești acel preot, că nu poți să-l afli. Da? Nu are sens să analizăm. Dar sunt multe tipuri de preoți, sunt multe tipuri de medici. Sunt lucruri care ne pot influența și în rău. Rău ne poate influența oricine. Nu, dar de ce să nu? Eu n-am absolut nimic cu preoția. Orice fel de om ne poate influența în rău, pentru că este om. Și orice om poate fi supus ispitei. Da? A fi preot, după părerea mea, nu înseamnă a fi imun de ispită, din potrivă, dacă ne uităm în viețile Sfinților. Și inclusiv dacă citiți Francis de Assisi, operele ales. Eu am o mare afinitate, deși nu este un sfânt ortodox, am o mare afinitate cu operele lui. Mai ales ca sfânt ești supus ispite. Tocmai pentru a putea să treci peste și să-ți dovedești și ție și cerului că ești virtuos să treci peste preoții. Da? Și ei pot fi supuși ispite. Cunosc preoți și am prieteni preoți care sunt niște duhovnici excepționali și reușesc să transmită Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod minunat. Dar și am probleme. De ce? Pentru că sunt oameni, pentru că fiecare dintre noi trebuie să învățăm lucrurile noastre și pentru că ei mai mult decât oricine și în general, hai să zicem, îndrumătorii spirituali mai mult decât oricine, tind să fie supuși ispite. De ce? Frate, vrei să fii îndrumător spiritual? Cum e jos și sus. Tinzi și sus să fii un îndrumător spiritual. Dar pentru asta îți trebuie niște calități, niște valori, fișa postului. Așa zic. Ca să vedem dacă bifăm la fișa postului, vine ăla și te intervievează, nu? Când te duci să te angajezi, vine o echipă, te întreabă de aia, de aia, de aia. La fel și lumea spirituală. Da? Nu vine o echipă fizică. Da? Poți fi testat, să vezi dacă te încadrezi bine. Și aici se punea problema, de exemplu, zilele trecute la o emisiune un alt post, câți dintre terapeuți, câți dintre terapii complementare sunt șarlatani? Sigur că sunt! Sigur că sunt! Dar credeți voi că există posibilitatea să-i testezi aici, pe pământ, prin metode telurice? A, da, poți să iei la puricat, juridic, finanțistic, mai știu eu cum. Sigur, astea sunt lucruri. Adevărata testare. Dar deci eu zic, bă, sunt terapeuți de terapii complementare, da? Când am spus-o aici, s-a auzit în univers. Și din univers, din echipa aia birocratică de testare, hai să vedem. Te dai terapeut, hai, le știi? Te testează cineva, vrei, nu vrei. Da? Dar credeți că cei care afirmă lucrurile acestea se mai gândesc la vine echipa de sus și le testează? Nu. E cam mult. Nu. Dar ideea este în următor. E la același lucru ca asta cu făcutul de rău, știi? Toată lumea știe că nu e bine să faci rău, da? E o chestie de bun simț. Nu e bine să faci rău. Ortodoxii, pardon, și creștinii în general știu, nu, în momentul în care faci ceva rău, e un păcat. Păcatul, de obicei, e punctul zero al tuturor lucrurilor noastre care ne se întâmplă în viață. Știm chestia asta, am fost educați așa, scriem cărți, ne spun preoții, ne spun duhovnicii, ne spun dumneavoastră spiritual. Și totuși facem rău. Idioți nu suntem. Cel puțin nu toți. Și atunci se poate spune că în anumite momente facem rău pentru că suntem inconștienți, uităm lecțiile pe care le-am învățat, sau poate suntem ispitiți, poate să fie oricare din aceste cazuri. Însă gândiți-vă că adevărata extremă sunt cei care fac rău și le place să facă rău. Da? Aia poți să zici că slujesc alte împărății. Da? Dar sunt și mulți dintre noi. Uneori o dăm în pămiriște, fără să ne dăm seama. Sunt momente în care vulnerabilitățile noastre și breșile noastre bioinformaționale ne fac să călcăm strâmb. Ce putem face în momentul ăla? Că avem capăt de țară. Ne cerem iertare. Știți cât de greu e pentru mulți să-și ceară iertare? Îmi spunea un doamnă sână când îmi vine să cer iertare față de tatăl meu pentru ce-i făcuse, ce-mi scrâșnesc din zi. Da? Inconștient. De ce? Pentru că noi suntem ca o ceapă organizați cu mai multe niveluri. Și nu zic de câmpuri, eu câmpuri, nu știu ce. Psihic, avem mai multe niveluri. Dacă vrei la nivelul cel mai banal și simplu, eu conștient, da? Și inconștientul cu, știu eu, delimitarea subconștientului între ele. Puțin din ceea ce eu sunt ca om, conștientizez.
multe chestii mă influențează și tocmai datorită unor, să spun, mecanisme de apărare interne ale psihicului, nu le aduc în conștient, pentru că ar fi taburi, ar fi, știu, anomii sau mai știu de ce. Și atunci, cât din mine nu cunosc adevăratul proces al măiestriei, cunosc și bucata umbra, cum se spune, de exemplu, să mă împac cu ea. Pot, poate toată lumea se împace cu umbra? Da. Și atunci, de ce unor ar fi mai greu și unor ar fi mai ușor? Ce stă? Mulții nume destin. Nu! La început, da. Orgoliu. Așa a fost destinul, pe tot vorbea. Da, uneori așa a fost destinul, uneori așa și-a făcut problema, ca să zic așa, mâna lui. Noi putem să știm, apropo de elementele astea. Da. Foarte hotărât, da. Lumea a fost extrem de pasionată de mult timp să afle ce e în stele, da? A avut foarte multe metode de divinație, da? De la astrologie, care e respectabilă și în alte țări, de dreptul cercetată. Sunteți și întrebat foarte des, care este destinul? Trebuie să știți, nu? Da. Nu, nu trebuie să știu, dar sunt întrebat des. Metode sunt multe și multe sunt bune. Și dacă vrei foarte scurt, așa, un crash course de destiny analysis, există două metode de a afla destinul. Există metodele intuitive. De aici vedem, de exemplu, cele pe vâne, da? Dat un căs, dat un vop, dat un... Așa. Ce vrei tu. Da? Prin care respectivul om, respectivul intermediar între destin și cunoașterea lui, prin intuiția personală, vede, face niște asocieri în cărțile alea, în bobii aia și scoate o poveste care poate sau nu să se muleze pe adevăr. Cei care cu adevărat sunt medium sau cartăzători sau anumite sensibilități, pot și fără tarot, pot și fără bobii. Dar mai există o latură de a afla destinul. Și asta e un mare secret pe care nu știu de ce unii chiar vor să-l dea pe post. Mai mult de o treime din ceea ce ni se întâmplă nouă, este după mine și nu numai după mine, dependent de momentul exact în care ne-am născut. Momentul, gândește-te așa, la nivel mare, Universul. La Universul ăla, galaxia noastră, sistemul nostru solar, Pământul, România, orașul X, data X în care s-a născut Oana Pustiu. În momentul ăla, Universul era așezat într-un anumit fel. Era într-o anumită stare. O fotografie, un snapshot al Universului din momentul respectiv. A energiei aerea imense, care e fizică, nu are nicio treabă cu paranormalul, te influențează pe tine ca entitate care e venit în momentul ăla trup. E, s-au existat două direcții de diferențiere a acestui studii a destinului. Au fost studiile de astrologie și studiile chineze de destin, da? Ming în chineză înseamnă destin. Ming este studiul destinului și face parte din Ușu, din cele 5 arte minunate ale studiului destinului la chinez. După mine, ăștia au fost cei mai șmecheri și deștepți. Pentru că încăpățânarea chinezului a făcut să studieze atât de multe cazuri, încât să găsească un sistem aproape științific prin care să decodifice destin. Și chinezii au ajuns la 2100 bați, sau 400 pe destinul și nu se numește Zui, da? Sau astrologia stărilor tuturii, pe prostare astrologii. Ambele sunt extrem de bune. Eu nu l-am cercetat și am rămas sincer, mască, cum se spune, de acuratețea pe care o pot avea. Deci, este no bullshit. Da? Punct și lovit. Există, pe de altă parte, astrologia, dacă vrei, europeană, care e, nu știu din ce motive, e mult mai păgânizată decât studiile chinezești. Și care, acum, sincer, fără să ne luăm după astrogramele de ziar, o astrogramă personalizată, făcută de un om competent, cu siguranță poate să ne dea anumite informații. Dar ce observăm în comun? Stele. Conformație și configurație astrală. Deci tot cum este așezată această iluzie a realității Universului, în momentul nașterii noastre, ne poate da anumite informații. Dar un pic mai mult de o treime. Nu mai mult de atât. Pentru că e foarte greu să avem acces la tot. Ca să avem acces la tot, trebuie să avem în primul rând o capacitate de a decodifica informația. Da? Eu pot să vin la tine și să spun, drag mea, mâine ți-e dat money. Hai să presupunem că eu aș veni și să-ți spune numai mâine îți întâlnești bărbatul visurilor tale. Prințul cel mai tare, foarte frumos, sexy, minunat.
Bun. Chestia asta nu e nici apătută în cuie, pentru că dacă tu te încui în debara mâine, toată ziua, puțin probabil să-ți întâlnești prințul. Dar dacă tu știi că mâine îți poți întâlni prințul, ai capacitatea ca prin acțiunile tale să te faci frumoasă, să ieși în oraș, să te plimbi sau să ieși cu prieteni și poate într-un context social să-ți găsești prințul. Da? Spre exemplu, partea asta de astrologie chineză spune așa, destinul spune că se poate aia. Este 99% probabil. Dar dacă tu nu faci nimic, nu se va întâmpla. Și atunci vine întrebarea, apropo de ce vorbeam acum vreo oră. Bun, și misiunea personală și toate alea. Repet, nu toate sunt băgate cu sula în coastă, toate misiunile, pentru că avem liber arbitru și putem să le amânăm, să le reportăm. Da? Eu pot să-mi aleg misiuni personale mai ușoare sau mai grele. Pot să nu fiu suficient de inspirat și să aleg o versiune mai grea. Hai să ne gândim. Sunt foarte mulți oameni, de exemplu, am văzut, care trecuți bine de prima tinerețe, aleg să se ducă să mai facă o facultate. Știu eu, psihologie, medicină, dacă sunt masochiști, mă rog, tot felul de facultăți. Era mai ușor să o facă în prima? Da. De ce n-au ales să o facă în prima? Tocmai din cauza asta. Pentru că poate să aleagă o misiune personală pe care e ușoară sau pe care e mai grea. Sunt oameni care vin la mine, domnule, am făcut nu știu ce facultate și n-am practicat, nu am folosit la nimic, am stat degeaba, am trăit cu banii nevestei. Și acum am 48 de ani și vreau să fac psihoterapie și m-am dus la psihologie. Minunat, lăudabil, recomand tuturor care vor. Da, dacă nu alegea la 48 de ani și alegea la 19 ani să se ducă să facă psihologia, avea niște ani în care putea să-și îndeplinească misiuni personale, poate față de oameni, misiuni pe care nu o să mai avea timp să-și îndeplinească acum. De ce? Pentru că a ales o cale grea. Și asta, ca să înțelegeți, vă dau o metaforă simplă. Imaginați-vă un munte, perfect conic, așa, ca să ne fie mai ușor. Unde trebuie să ajungem noi ca oameni? Este moțul munte, vârful munte. Ca să ajung în vârful muntelui, eu am încărări. Pot să ocolesc așa în spirală muntele, în câte spirale vreau eu și să dureze 1000 de ani. Pot să merg șerpuit, da? Pot să merg în zigzag. Pot să iau o linie dreaptă, da? Cărarea duce în același loc. De o parte, eu, în mare parte, aleg cât de lung e drumul. Sunt oameni care mi-au spus, domne, nu trebuie să ai maestru lume ca să evoluezi, nu trebuie duhovnic. Citești cărți, vrei biserică, îți iei Biblia și îți iei filocaline și le citești echivalentul duhovnicului. Nu e chiar așa. Vei ajunge să evoluezi în ritmul ăsta? Da. Dar nu la fel de ușor. Înțelegi? Adică în loc să o iei în linie dreaptă, s-ar putea să faci câteva spirale. Pentru că în momentul în care nu ai pe cineva care a mai trecut prin o problemă, vei fi la rândul tău supus cu un plaj de soluții. De unde știi cum alegi pe cea corectă? E ca profesorul de matematică, îți dau o ecuație. Da? Nu știi dacă ai făcut-o bine. Cine îți poate spune dacă ai făcut bine? Ori dai lucrarea evaluator și ăla spune, ești un imbecil, nota 2, ori profesorul de tine și întâlnă la făcut bine și îți spune ăla și atunci când dai lucrarea la evaluator, e o notă bună. Înțeleg? Ajută sfătuitorii, mentorii, maestrii, duhovnici, ajută foarte mult. Pentru că, din păcate, nu suntem chiar Dumnezei pe Pământ. Da? Avem divinitatea și pe Dumnezeu în noi. Dar nu o manifestăm. Și ne manifestând 100%, nu suntem posesoria Dumnezeului Suprem. Dar Mahatma Gandhi avea o formă și spunea One truth, many paths. Un adevăr, multe căi. Adevărul, vârful, moțul, muntelui, unul. Poți să o iei pe unde vrei. Masochismul nostru spiritual, să știi că există și o chestie care se numește masochism spiritual și pe care a cercetat-o Carl Jung. Carl Jung, în psihologia mea analitică, a mers numai departe decât nivelul strict al minții. Și a ajuns la concluzia că la nivel arhetipal există un masochism spiritual. Da? Adică tendința noastră ca, datorită vinovăției de sine, datorită neîncrederii în sine, datorită autoacuzărilor, când avem de ales într-o cale mai scurtă și o cale mai lungă, uneori tindem să alegem calea mai lungă. Da? Deci, pe de parte, cine ne poate sfătui aici? Duhovnic, maestru, preot, următorul, cineva din exterior. Nu o pe acolo, că nu e bine. Ultimately, trebuie să faci ce vrei. Dar suntem cu toții pregătiți să spunem.
că avem 100% încredere în noi, ar trebui să fie. Ar trebui ca maestru să ne confirme, dacă vrei un al doilea rol al maestrului, să ne confirme ceea ce noi deja, înăuntru nostru, foarte profund, știm deja ca adevăr. De-aia spunea săracul Buddha, măi, când auziți ceva, nu faceți direct. Întâi vedeți dacă se pupă cu ceea ce simțiți voi, cu adevărul vostru interior, cu starea voastră. Practicați și vedeți dacă merge, dacă vă iese, dacă rezonați. Da? Toți maestrii sunt buni, dar nu bun pentru toată lumea. Da? Fiecare are maestru potrivit. Toate ramurile terapeutice sunt bune. Toate. Dar nu toate sunt bune pentru toată lumea. Unii o să rezoneze strict cu acupunctura, unii o să rezoneze cu Reiki, unii o să... Eu nu înțeleg, de exemplu, luptele astea. Da? Vai, mi-e place Reiki. Nu, eu fac Qigong, e mai bun. Ba nu, eu fac tehnica X, e mai bun. Toate sunt bune. Bun, hai, bună pentru tine, hai, bună pentru mine. De ce nu putem, de multe ori, să respectăm faptul că ceva care nu e bun pentru mine, poate fi bun pentru tine. Da? Sau mai am avut un conflict din ăsta absolut haios pe Facebook. O doamnă era din asta, vedea în cărță, nu știu ce, tarot, respectele mele, o doamnă astrologă, una era astrologă, specialistă în astrologie chineză și se certau care e mai bună. Frate, toate sunt bune. Poți să afli ceva prin tarot? Da, că zice Dumnezeu, că zice Satana, nu știu, ceva poți să afli. Poți să afli prin astrologie? Da, poți să afli prin aia. Asta înseamnă că toate sunt bune. Fiecare își alege rezonanța. Dar uneori orgoliul nostru și ispita la care suntem supuși ne fac să spunem că dacă e bun pentru mine, aia e bun la toți. Că înseamnă că e bun pentru toată lumea. Nu e așa. Mie poate să-mi placă o mâncare și timp. Trebuie să te obligi să o mănânci? Nu. Trebuie să o respect. Cheia principală pentru a profita de factorul T, de factorul pământ din destin, din primul ăsta al destinului, este respect. Dacă eu nu sunt în stare să te respect pe tine și pe tine și pe toată lumea, și nu sunt în stare să te văd ca pe unul și ca pe manifestarea divinității prin acest respect de la cel psihologic până la cel spiritual, n-am cum să profit de minunatele daruri pe care le poți da și tu și toată lumea. Dar e bine să știm dinainte unele lucruri? Uneori, da. Și spun de ce. Eu, spre exemplu, nu practic terapie complementară, da? Practic o formă de coaching frumoasă, da? Care se bazează tocmai pe acel bază de data asta chinezească. Și de ce? M-a întrebat cineva de multe, m-a întrebat de ce. Pentru că pot, de exemplu, să vedem așa că destinul poate ție favorabil în alte direcții, în anumite direcții mai puțin favorabil. Nefiind bătut în cuie totul și existând multe posibilități la alegerea ta, uneori e bine să știi ce te poate paște ca să știi ce să nu faci. Ca să știi ce să faci, ca să minimizezi sau să maximizezi anumite efecte. Știi că sunt oameni care au potențialul extrem de mare să facă bani. Extrem de mare. Și totuși nu și-l valorifică. Și spune-mi, mie, lene. Lenea nu-i spită. Tu ai poți să ai potențialul să fii cea mai bogată femeie din lumea asta. Dacă nu-ți valorifici potențialul ăla, nu o să fii. Și atunci rolul celui care poate să-ți dea mici sclipiri din destinul tău, potențialități, cum le zic eu, este așa, bine, ai potențial, mișcă spune ceva. Da? Altfel, poți să zici, noi, n-am mai, n-am potențial. Da? Poți să intri într-o relație cu o persoană, să-ți se pare că este întotdeauna sol și, de fapt, poți să vezi că undeva, dacă faci ceva sau dacă treci un pic peste niște hopuri, cum se spune, persoana aia poate să devină un fel de suflet pereche. Deci, uneori e bine să știi. Pentru că știind anumite lucruri, poți să maximizezi ceea ce e benefic, să minimizezi ceea ce e malefic, uneori să eviți anumite hopuri care sunt de evitat, sau să te pregătești dinainte pentru anumite lucruri care sunt de neevitat. Și aici dau exemplu cel mai simplu, ca să încheiem cinco, așa. Am început cu moartea, da? Care nu se poate evita și la un moment dat vine. Știi că multă lumea are frică de moarte? Toată lumea știe că vom muri. Până moartea e singurul lucru sigur în viață. Alții mai nu știu, eu nu știu să peste 5 minute, habar nu. Dar știu că la un moment dat toată lumea moare. Păi, și atunci dacă am această certitudine, are rost să-mi fac griji sau să mă sperii? Da? E, e la fel și cu destin. Știind ceva dinainte, poți să faci astfel încât să te obișnuiești cu ideea, chiar dacă nu se poate schimba. Unii oameni, ca să nu mai se sperie de moarte, pur și simplu nu se gândesc la ea. Dacă o au menționată,
când se face pielea de găină. Alții, în momentul când se gândesc la moarte, pur și simplu zâmbesc. Știu poate că moartea nu e un sfârșit, e doar un început de ciclu și așa mai departe. Ce-i drept? Reacționăm fiecare cum vrem. Știind dinainte anumite lucruri, suntem pregătiți. Dacă știu că mâine din nou inundație, pot să-mi pun un gard de saci de nisip și sunt mai ferit. Dacă nu știu că vine, ar putea să mă ia bani. Unor e util, unor nu e util, unor nu pot nici eu și nu-ți alții să spunem tot. Cum ne influențează Iisus Hristos destinul? Hai, Doamne. Gândiți-vă doar așa. Sacrificiul pe care l-a făcut Mântuitorul, cu o capacitate de a se jertfi totală pentru a ne purifica nouă toate mizeriile, nu zgași păcatele, este o chestie pe care cu toții ar trebui să fim capabili să o imităm. Din păcate încă nu putem. Influența hristică este, în primul rând, la nivel de lecție a lăsării de sine, a jertfirii, a iubirii totale și a dăruirii pentru binele celuilalt. Deci influența lui Iisus Hristos, se poate și formulat un pic altfel și a spus, învățăturile cristice sunt cele ale iubirii, în primul și în primul rând. Influența principală a energiei cristice, după părerea mea, este trezirea iubirii interioare. Am găsit la un moment dat un preot, după părerea mea absolut minunat, care mi-a spus o chestie, avea și are stilul de a fi foarte sentențial. Și din cauza asta e ce prost înțeles, pentru că ți-o dă și ți-o trage tu așa. Din vorbe. Și la un moment dat mi-a spus așa, oamenii care nu iubesc, nu au cunoscut pe Iisus. Punct. Și mi-a spus, stați un pic, pe Iisus s-a sacrificat pentru toată lumea. Și spune, da. Și e ca la fizică, în momentul în care Iisus s-a sacrificat toată lumea pentru un moment, a fost pur. A fost un moment de liniște în univers în care totul a fost puritate, momentul sacrificiului. Da, am rămas la fel după? Nu. Unii, pur și simplu, n-au acceptat, dacă vrei, lumina cristică, n-au înțeles sacrificiul cristic. Da? Deci influența ar trebui să fie, în primul rând, un gând pe care să-l avem. Ce merită mai mult? Să iubesc? Să mă las pradă iubirii necondiționate și compasiunii? Sau să crevetez, să durfez, să agresez, să vampirizez, să mânuiesc, să manipulez. Dar atât să mă întrebat. Sunt oameni care vor zice, merită să iubesc. Aia e. Dacă asta merită, faceți tot ce se poate ca să aplicați principiul ăsta. Culmea, sunt oameni care zic, două asta de iubire, mai important este să manipulez, să agresez, să aia. E o cale ușoară, da? Eu pot să muncesc pentru tine 10 luni ca să-mi dai un salariu, sau pot să-ți dau în cap și să-ți dau toți banii. Pentru unii, calea negativă, mai ușoară, este cea de preferat. Pentru că e mai rapidă. Una din marile ispite ale demonului, dacă vrei așa, este să te facă să crezi că tot ceea ce poți obține ușor, este și corect. Nu e așa. Nici cunoașterea nu se poate întotdeauna obține ușor. E o formă de ispită. Pe vremuri, eu am un maestru, de cipun, care mă făcea să spăl podele și să-i curăț mobila și am martori, da? Și știe chestia asta. Și când avea el chef, nu mai spunea câte ceva. Eu nu accepta bani. N-aveam ce să plătesc eu pe el ca bani, nu aveam numai de zic, aveam eu. Da? Dar făceam anumite lucruri pentru el și de-a lungul timpului mi-a oferit cunoaștere. Pe vremuri în China, și avem un mare maestru de cipun, români, care poate să zică multe povești de genul ăsta. Îi spunea maestru, vină la ora 5 dimineața și începem să învățăm. Și s-a dus și l-a așteptat până la 8 seara și n-a venit. Și a repetat faza asta de mai multe. Maestrii tind să te pună, tindeau să te pună să faci alte lucruri sau să treci prin alte lucruri ca să vadă dacă meriți cunoașterea respectivă. Da? În prezent, forma comodă, e forma plății. Dar e ceva, primești ceva. Ideal ar fi să putem toți, cei care avem ceva de dat, da, să dăm așa, gratuit. Ar fi minunat. Cine hrănește copiii? Atât timp cât renunți, da? La tot ce înseamnă meserie de bază pentru asta, ți-o asum. La un moment dat, un coleg de-al meu pe care îl știu foarte bine, spunea clar, sunteți dispuși să-mi spălați casa, sunteți dispuși să-mi faceți lucruri pentru mine, să-mi aduceți mâncarea de zi cu zi, chiloții,
hainele, să dați răptic la copil, primiți toate inițierile și cursurile gratuit. În atunci, sigur, ispitați că poate infiltra și nu îți pot primi critici. E dreptul lor să critique. Dar așa cum am spus tot la început, Dumnezeu nu e critic. Așa că unele chestii chiar nu vin de acolo. Care sunt semnele care ne pot indica că suntem pe calea cea bună? Foarte tricky, foarte grea de obicei. Semnele pe care, semnele, în primul rând, nu sunt, nu se confuza cu faptul că ne e bine. Nu întotdeauna că ne e bine și ne merge bine, știu eu, financiar, ca sănătate, ca relație, înseamnă că suntem pe calea cea bună. Că putem să fim și pe marginea prăpastiei și să mergem așa, da? Primul semn și primul semn este conștientizarea perfectă a faptului că suntem parte din Divinitate. Știi în interiorul tău, într-un mod absolut de nenegat, că ești mai mult decât niște kilograme de carne. Știi că ești parte din ceva mai mare, simți prezența acelei divinități, fără să ai nicio extrasensibilitate, fără ceva. Ăla este primul semn. Conștientizarea automată. Adică apariția credinței pure. Apariția credinței pure este pur și simplu să crezi pentru că simți și știi. Nu pentru că ți se demonstrează, nu pentru că ai văzut că nu știu ce se întâmplă, nu pentru că îl vezi, nu pentru că putem să fim și influențați. Absolut, clar. Dar ideal, în cazul ideal, apare credința proprie și simplu și spontană. Da. Un alt semn foarte bun ar fi dorința noastră de a face cât mai mult bine tuturor semenilor noștri și de a elimina antivirtuțile, de a elimina non-valorile. Clar nu ești pe o direcție bună când ai orgolii. Clar nu ești pe o direcție bună dimineața până seara bârfești și călători. Și să știți că sunt oameni care au pretenția sau senzația sau dorința de a fi un drumător în întorcări și care, din punct de vedere al celor mai simple valori, nu se încadrează. Și atunci întrebarea e, sunt pe care bună sau nu? Nu eu sunt în măsură să-mi dau răspuns. Eu spun strict părerea mea. Când îți vine să faci bine de dragul binelui, când ești în stare să iei din iubirea ta pe care o percepi infinită prin credință și să o dai și în alții, când ești în stare să treci peste nimicurile vieții materiale și peste noțiunea asta iluzorie de timp și să știi că, de fapt, eu pot să te iubesc pe tine, nu pentru că ești tânără și frumoasă, peste 30 de ani nu o să mai fi, da? Ci pentru ce e înăuntru tău, în momentul ăla pe care acea bună. În momentul când manifest totală dezinteresare față de partea materială, nu în sensul că mă duc să mă fac un pusnic, dar este paralel ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Pot să iau o taxă pentru un serviciu pe care îl ofer, dar pot să nu iau. Și am posibilitatea să pun primul ideal binele tău în fața binelui meu. Asta e simptomul 3 al binelui, da? Capacitatea mea de a mă sacrifica pentru tine. În momentul în care simt o zvânzoreală și o zvârcoleală în mine și în mine să-mi scrâșnesc dinții pentru că ție ți-e bine, sau pentru că simt faptul că nu-ți de acord cu ceva ce crezi tu sau ce zici tu, mă apucă spumele, dar nu e un simptom că ești pe bine. Pentru că înseamnă că sunt incapabil să-ți respect liberul arbitru și deciziile. Și apropo, cum ai întrebat mai devreme de relații, o singură mențiune. Știi că de multe ori se întâmplă să credem în relații că un lucru e bine și să încercăm să-l impunem partenerului. Da? E posibil să avem dreptate sau nu, dar nici măcar nu avem voie partenerului să ne impunem chestia asta, pentru că are și el sau ea liber arbitru. Da, poate să aleagă o tâmpenie, poate să dea mari străchii, dar eu nu am voie să-mi influențez partenerul de viață în niciun fel să iau alte decizii. Înțelegi? Pot să-i respect, pot să zic, uite, după părerea mea, atenția se sublinia, după părerea mea, așa e bine. Da? În niciun caz, ca tine nu e bine. Da? Sunt două moduri de gândire. Tu ce vrei? Vrei să nu fii bolnavă sau vrei să fii sănătoasă? Vrei să nu fii săracă sau vrei să fii bogată? Da? E același lucru, dar e diferit. Eu pot să zic, eu am dreptate, sau pot să zic, după părerea mea, așa e bine, poate e bine și la tine. Deci, simptomul ăsta anumit respectul părerii liberului arbitru și seamănului
ideală, acolo cel mai greu. Pentru că în relația părinte-copil apare noțiunea asta de control. În psihologie există relația de control în părinte-copil. Controlul trebuie întotdeauna văzut ca ceva rău. Uneori controlul e bun, da? Mama sau tata, mă rog, are rolul când vede că copilul intră într-o gașcă de drogomani, da? Să îl sfătuiască sau chiar să-l scoată de acolo. E un control pozitiv. Un copil, un adolescent, na, și datorită furtunii hormonale și altor factori, nu are întotdeauna capacitatea de a lua cele mai minunate decizii. Nu are nici experiență în viață, am zis cu formatat. Da? Și atunci controlul părinților poate să fie unul pozitiv. Dar știi cât de multe ori se întâmplă că controlul ăsta al părinților e unul asupritor, depășește de mult și depășește limita pozitivului și devine o chestie oribilă. Întâlnesc în ziua de azi oameni, bărbați, la 35 de ani, care sunt controlați de mamă. Da? Atenție, trebuie să ai o relație cu mama, cu tata, cu cine ți-o mai fi în viață, trebuie să fiți bun prieten. Dar dacă la autorul este deja ești controlat de, înseamnă că relația e de control din partea părinților spre copii în cazul ăsta și poate să fie negativă. Se pot crea traume, se pot crea relații și dezechilibre karmice, se pot crea inhibiții foarte, foarte mari. Se pot crea asocieri foarte, foarte mari. Rarism se va găsi controlul din partea copilului asupra mamei sau a tatălui. Dar de multe ori din partea părinților spre copil. Ei sunt o influență enormă încă din momentul concepției. Pentru că noi, ca mini-embrion și făt ulterior, suntem prin fuziunea noastră fizică față de trupul mamei, conștienți de toate emoțiile ei. Emoțiile, gândurile sunt vibrații. Noi, în uterul matern, și nu ne mai amintim acum, suntem capabili să decodificăm acele vibrații. Eu acum, dacă ne punem urechea la uterul unei doamne, nu decodificăm nimic. Pe vremea aia, când eram noi acolo, decodificam tot. Și asta, dacă veți citi sau veți practica despre regresie, o să vedeți că se poate. Influența încă de atunci pornești. Ei, dacă mai ai șansa, ca să zic așa, sau destinul, nu? Să dai peste niște părinți care să fie over-controlling, să încerce să controleze și mai mult situația, s-ar putea să nu fie prea bine. Influența mai destinul părinților? Mai greu decât influențează ei destinul nouă, însă se poate. Se poate influența. Gândiți-vă că relația în general, orice fel de relație la nivel universal, astral, trebuie să fie o relație care are un început și un sfârșit. Iar sfârșitul e un nou început. Întotdeauna, dacă vrei, la chinez ce uci, un ciclu care e infinit, over and over and over, și un nou început e un sfârșit și un sfârșit e un început. În momentul când iau naștere din mamă, ea sigur mă influențează, dar cumva și eu o influențez pe ea și pe tată, la rândul meu. Cum îi influențez? Păi, hai să luăm cazul în care, ca în povestea anterioară, i-am ales. Dacă i-am ales, să presupunem că e habar, da? I-am ales odată pentru că ei mă ajută, prin energia lor, să îmi îndeplinesc și eu misiuni personale. Dar hai să ne punem problema și în altul unchi. Oare nu și ei au misiuni personale față de mine? Ca să nu mai vorbim de plăți. Știi că dacă ai un copil care este neasemuit de violent și zvăpăiat și agitat și așa mai departe, s-ar putea să nu-ți placă foarte mult după un timp și să intri în suferință. Suferința respectivă e o plată pe care cum o primești? Prin intermediul agitației copilului. E un mod în care copilul te influențează pe tine și îți influențează destinul. Deci, atât când destinul e atât de dinamic încât tu poți să ai 30 de ani încă să n-ai copil, dar când urmează să n-ai copil, să te leagă un spirit care după 33 de ani să te facă să plătești niște chestii. Deci destinul tău poate să fie influențat de copiii pe care îi ai. Și poate în alte emisiuni o să deștești de copiii pe care nu i-ai, n-ai fi putut avea. Deci așa, avorturile sunt foarte, e un subiect privat. Data viitoare. Cu altă ocazie. Evoluția spirituală presupune schimbare. Nu intră puțin un contradictoriu cu acceptarea? Evoluția spirituală presupune schimbare, dar hai să facem o reformulare, un reframe. Evoluția spirituală presupune regăsirea idealului și perfecțiunii din interiorul nostru. De fapt, evoluția spirituală presupune renunțarea la foile de ceapă care sunt inutile, alungate în timp și total telurice,
în favoarea găsirii miezului, cleului, diamantului, cum vrei tu, șlefului din lăuntru. Acceptarea să nu se confunde cu catatonia. Foarte clar. Deci în momentul în care eu conștientizez că am nu știu ce hibe și pur și simplu stau și accept, e tot bine. Nu e evoluție. Acceptarea se referă, nu trebuie scoasă din context. Când vorbim de acceptare, ne referim la acceptarea situațiilor pe care ni le dă Creatorul, Arahul, Dumnezeu, cum vreți să-i spuneți. Acceptarea realității divine, acceptarea faptului că în mine este nucleul divinității, diamantul șlefuit, lumina pură. Da? Foarte mulți, și asta e un întrebare excepțional, foarte mulți fac confuzia asta. Eu nu accept destinul, eu accept ce mi se dă, accept așa cum sunt, pentru că eu cred în Dumnezeu și tot ce înseamnă că stau așa. Păi nu e așa. Gândește-te, dacă eu dau seama că sunt egoist, da? Să presupune. Să nu că am norocul să realizez de mine ca un fi. Da? Și zic, așa mi-a dat Dumnezeu, domnul. Sunt egoist, mi-a dat Dumnezeu egoist, hai să-l accept. Nu. Ce trebuie să accept în realul context este că în mine am capacitatea să scap de egoism. Cei care fac neacceptare sunt cei care continuă în egoism. Vedeți? Trucul e exact opus. Neacceptarea este să stau de mine și să schimb. Ce nu accept? Capacitatea mea de a străluci din nou. Noi strălucim. Avem multe străluciri. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da? Dar știi tu, când stai la o parte fondul de tem și toate alea. Poți alege să nu te supui într-o propriului destin? Parțial. Poți alege, hai să spunem așa, să luăm o metaforă. Imaginează-ți că destinul zice așa, ia-o pe marginea râului. Da? Dar niciodată, sau nu întotdeauna, să spună, ia-o exact pe linia aia fosforescentă și te-am dat. Nu. Poți să iei mai așa, poți să iei mai așa. Poți să alegi să te supui în mod inteligent destinului. Poți. E ca la avocați. Dacă știi legea foarte bine, poți să alegi să te strecori așa ca peștele din apă. La fel și la destin. Dacă știi foarte bine ce te paște, poți să iei anumite decizii și să te plimbi în anumite locuri, astfel încât să fii avizat și să iei cele mai bune decizii în orice moment. Aia e cheia destinului. Dar nu uităm. Doamne, Doamne, deasupra tot. Și la un moment dat, oricât ai ști și oricât de tehnici și astrologia ai cunoaște, e posibil să ți se pună așa un gol și să nu mai vezi. Pentru că anumite lucruri chiar trebuie să ți se întâmple. Și atunci când trebuie să ți se întâmple, nici tu nu realizezi că urmează să se întâmple. Știi? Am o prietenă foarte bună, extrem de pasionată de astrologie. De altfel a studiat cu facultatea în Marea Britanie, este Institutul Kepler, care e facultatea de astrologie. Și a făcut această facultate dintr-o pasiune extrem de mare și tot ce spunea ea oamenilor, aparent, era bine. Reușea să vadă noi niște detalii absolut fantastice, ceea ce mulți astrologi nu reușesc. Și la un moment dat, într-o bună zi, soțul ei vine și spune, draga mea, este divorțul. Și a rămas masca, a intrat în șoc, pentru că ea pur și simplu nu a văzut în astrograma ei momentul ăla. După ce s-a întâmplat divorțul, nu a văzut că era o chestie, din câte spune ea, banală, pe care dacă știa level 1 din ce a învățat ea, îți dădeai seama. Ea nu a văzut până la momentul ăla. Pentru că oricât ai ști, la un moment dat, dacă trebuie să ți se întâmple ceva și există și astfel de momente, ți se pune mai. Înțeleg? Și astfel îți poți schimba singur destinul. Am înțeles. Da. Poți să ți demulezi pe destin. Noi de multe ori luptăm contra destinului. Hai să ne unăm pe el, să fim șmecheri, astfel încât să ne meargă bine. Și să ne meargă bine chiar în modul tradus teoric. Să fim sănătoși, să fim luminoși, să fim veseli, să fim în relații bune, să avem parte de prosperitate și de împlinirea dorinței. Trebuie să ajungem la un anumit nivel pentru a putea determina? Clar. Sigur, a se înțelege. Nu trebuie un nivel foarte, foarte înalt. Capacitatea de a manifesta alegerile o avem cu toți.
inteligența de a accepta că se poate, nu avem toți. Dar lumea este, să mă uit la un, gândiți-vă la piramidele astea din Egipt, da? Toată lumea, mai de mine, cum s-au făcut, cum s-au făcut. Noi, cumva s-au făcut. Hai, există acceptul, cumva s-au făcut și după aceea nu se mai fie minune. Da? La fel, te uiți la un pietroi și poți să-și facă, nu poți să-l nici. Cumva se poate. Dacă știu că cumva se poate și accept chestia asta și mă interesează suficient de mult, voi afla și cum. Dacă nu, nu. Și că sunt, de multe ori, oamenii puși în situații foarte tâmpite, în care vor ceva și nu pot realiza datorită propriilor limitări. Știi? Poți să fii cu un partener de viață și deși nu te minunat la început, după un an, doi, trei, nu mai simți atracție, de exemplu. Auzi, scuze, de asta, de auzi, nu te nu mai simți atracție, nu mai poți fi cu tine, nu mai s-a atras, s-a terminat misiunea asta. De multe ori chestia, știi? Da, poate să fie adevărat. Dar adevărata iubire transcende chestia asta. Când ești pregătit să știi faptul că adevărata iubire transcende chestia asta, poți să fii într-o relație și cu frunză. Da? Că relație nu neapărat să fie sexuală, deși e frumos și aspectul. Da? E, până atunci, te vei lua după aspect fizic, după alea, după alea. Ce nu realizăm noi, e că multe din lucrurile astea strecătă. Lumânarea se va stinge, eu voi mătrâni, voi muri, beconează banii. Asta e. Când ieșim din perspectiva telurică, din a vedea prin prisma condiționărilor pământești, tiparelor pe care le-am acumulat aici, strict modelelor pe care le-am acumulat aici, când renunțăm la astea, vom ajunge la un nivel mai înalt, prin care vom vedea destinul mai de sus. Nu vom fi, cum să spun, martorii destinului și ne va lua prin surprindere, ci vom fi călăreții destinului. Acceptăm destinul sau acționăm conform dorințelor? Adică cum e mai bine? Bine? Da. Depinde de dorințe. Da. Dacă dorințele mele sunt benefice și conforme cu toate normele standard ISO divin, da? Atunci, cu siguranță, nu e nimic am greșit să acționez conform dorințelor. Dacă dorințele mele nu sunt benefice și mai rău, presupun impunerea asupra minții, voinței sau dorințelor altcuiva, atunci s-ar putea să nu fie bine. Ia gândește-te așa. Dacă tot e cu relații. Un gigel se îndrăgostește pe gigica. Enorm. Și o iubește și o dorește și o place. Și ea nu vrea. Bun. Dorința lui e una, dorința ei e alta. Are cineva din ăștia doi voie să-i pună? Nu. A, ea poate să lupte. Poate să ducă la sală, poate să aranjeze, să-și ia niște haine mai frumoase, să se facă, sau să încerce, să se facă mai plăcut în fața gigicei. Da? Dar asta nu înseamnă că poate să dea una în cap și să se impună. Cei care impun, depășesc, cum să zic, creează dezechilibre energetice. Pot să încerc să fac ceva, fără să încalc drepturile altcuiva. Întâi de toate, nu face rău. Asta este o parte din jurământul medicilor. Întâi de toate nu face rău. Ăsta ar trebui să fie un motto al tuturor, al fiecăruia dintre noi. În orice am face, întâi de toate să ne asigurăm că nu facem rău. Dacă doar după motto ăsta ne-am luat, ar fi minunat. Lupta aceasta pentru a obține ceea ce vrem în viață presupune neacceptare, neascultare? Nu neapărat. Nu apărat. Depinde cum luptăm. Dacă a lupta înseamnă, ca și la întrebarea anterioară, să trecem și să călcăm peste cadavre, înseamnă neacceptarea Dumnezeului din noi, care nu calcă peste cadavre. Dar a lupta în mod metaforic și în sensul de a lucra să clădim, să ne reglădim, să ne regăsim, e chiar recomandat. Da? De multe ori, scuza principală este n-am timp. Am job, am nevastă, am copil, am mașină, am aia, 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 n-am timp să mă regăsesc. Știți că e suficient 5 minute pe zi de rugăciune sau de orice, de meditație, cum vrei să spui, de interiorizare, de a fi tu cu tine. E absolut suficient. Mulți își găsesc scuze pentru chestia asta. Lupta nu trebuie să fie grea. Adevărata luptă e câștigată dinainte să începe. Da? În momentul când vrei, japonezii și samurai, de fapt, aveau vorburi. Asta e Masakatsu Agatsu. Și asta înseamnă prima mea victorie trebuie să fie victoria asupra sinele. În momentul când câștig lupta cu mine însumi, orice altă luptă nu mai are sens.
pentru că nu mai există, pentru că totul s-a împlinit deja. Dacă asta reușesc să fac, atunci nu există victime în aceste lucruri. Există numai câștigători. Da? Și ce spunea Osho? Dacă un război are victime, e rău. Dacă un război are câștigători, e bun. Adevărata luptă, un război pe care trebuie să o ducem, este aia în care trebuie să existe numai câștigători. În momentul când lăsăm în urma noastră victime, cadavre, răni, dureri, suferințe, ghiși cine era demonii. Cine? Există înger păzitor ai destinului? Există îngeri coordonatori ai destinului, există îngeri care au grijă să, dacă vrei așa metaforic, să contabilizeze ce când, cum, de ce faci. Poți să-i numești așa. Da, există. Țara în care locuim, în care alegem să locuim, poate ne influențează destinul? Da. Enorm de mult. Ca și multe întâmplări de altfel. Trebuie să realizăm că pe lângă partea de bază, să spunem așa, țări care au multe posibilități, care sunt mai prospere, care sunt mai puțin prospere. Vă ziceam mai devreme de Beethoven, de Hitler, da? Depinde unde se nasc și cum ajung. Pe lângă chestia asta, puțină lume știe că întreaga suprafață a Pământului este energie vie. Da? Și fără să fac reclamă la niciun fel de firmă. Fiecare țară are amprenta caracteristică energetică. Da? Am zis peste tot în România, e țara binecuvântată, ai țara nu știu cum. Se poate, pentru că fiecare țară are o anumită energie. Energia respectivă ne influențează modul în care noi ne adaptăm destinului. Se spunea la un moment dat, de fapt, întreba cineva într-o conferință, dacă tibetanii sau hinduși evoluează mai ușor. Și se baza pe faptul că ei se nasc în Tibet sau în India și au acces instantaneu la învățături spirituale, fără să fie considerată dogmă, fără să trăiască legi, fără să trebuiască tot felul de oameni care să legifereze și să normatizeze asta. Dar, din punct de vedere teoretic, ei au șansa să evolueze mai ușor. Energia respectivei zone e mai bună. Dar gândiți-vă prin ce au trecut istoric. În 1950 au venit chinezii, au trebuit să plece guvernul în exil. Da? Nu au avut timp să mai bucure de energia țării. Dar până la momentul respectiv, da? Și dacă vrei metaforic, pe metru pătrat, cei mai mulți maestri spirituali, acolo erau. De ce? Pentru că este o zonă cu un feng-shui bun. E o zonă cu un chi bun. E o zonă în care se poate învăța spiritualitatea. M-a întrebat la fel cineva. E la fel dacă urc în vârful munților Carpați și în vârful Himalaya să meditez? Nu. Nu. Depinde ce energie e acolo în țara aia și ce energie e în țara aia. Sunt țări în care nu se poate evolua spiritual, că e foarte greu. N-am să dau exemple, că n-are sens. Exact. Sunt țări în care se poate evolua spiritual extrem de ușor. Și sunt țări căldicele, ca să spun așa. Sunt țări care au o energie extraordinar de bună a prosperității. Sunt țări care au o energie extraordinar de bună pentru relații, pentru comunicare. Din această cauză nu putem să... Nu putem să cerem chiar tot oriunde. Iar vă spun chinezii. Gândiți-vă că au fost niște dinastii foarte mari în China. Una din marile dinastii, dinastia Qing. Și de fapt în toate au reușit să profile. China nu e o țară extrem de bună pentru toate lucrurile. Dar are elemente bune, iar ei studiind data asta a fizionomiei Pământului, au reușit să-și modifice și să-și amenajeze mormintele strămoșilor într-un anume fel încât să influențeze benefic destinilor. Nu mai întreba, nu știu dacă e în listă, cum influențează strămoșii noștri destinul nostru. Să știi că influențează. Și locul în care ei sunt înmormântați ne influențează foarte mult. Chinezii au credința asta fermă că dacă străbunii noștri, părinți, bunici, nu fi mort. Nu sunt înmormântați într-un loc cu un feng shui yin pozitiv, destinul nostru poate să fie influențat negativ, ci invers. Este un aspect care poate să influențeze. Locul din care sunt neamurile noastre, de unde se trag, poate să ne influențeze. Sunt oameni care sunt, de exemplu, în România și nu se mulează pe energiile specifice românești, pentru că neamurile lor, să zicem, sunt din Uganda sau din altă parte. Înțeleg? Și ei, cum să spun, se vor adapta altfel.
Însă și adaptarea asta între țări, dacă te duci acum să stai 2 săptămâni în Africa sau în Franța, o să vezi că e altfel decât în România. Și nu e altfel doar că e mai curat sau mai mândar, sau oamenii mai înalți, sau mai scurți, sau mai grași. Energia pe care o percepi e alta. Așa e? Ce părere aveți despre destinul colectiv? Pentru că toată lumea noastră ne-am străduit și... Știi bani până acum, anilor? Nu, la fel. La un moment dat, un domn se urcă într-un avion, avionul are un accident, mor toți pasagerii. Ajunge omul la Dumnezeu și spune, bine, Doamne, înțeleg, am furat, am prea curvit, am făcut aia, am făcut aia, înțeleg. Dacă îi alții ce ai avut, Doamne? Și spune Dumnezeu, dacă ai ști cât a muncit să vadă pe toți la un loc. Ei, apropo de destin colectiv, există noțiunea asta, la un moment dat, uite-te, sunt incidente de genul inundații, atacuri teroriste sau mai știu eu ce, care evident afectează sau chiar curmă vieția mulți oameni în același timp. Nu sunt degeaba toți acolo. Au clar legături. Conform principiului ăsta al unicității prin sincronicitate în fizica cuantică, toți suntem interconectați. Există un nivel din ăsta virtual în care la nivelul cel mai profund suntem conectați. Conexiunile astea prin fenomenul de rezonanță ne fac să ne grupăm în anumite moduri, în funcție de cum ne place. Dacă noi ne place, ne place cum gândim și cum vorbim și cum numim, o să ne placă să ieșim la suc, o să mai găsim și alții care sunt ca noi și o să vedem împreună și să fie tip arhitect. Da? Dacă nu, nu. Odată destinul colectiv e desemnat de fenomenul de rezonanță. În momentul când rezonăm cu anumiți oameni, ne grupăm în jurul lor. Și ne asumăm și faptul că putem, la multe momente, să trecem prin momente colective de bucurie sau de plată. Doi la mână legat de destinul colectiv, există noțiunea de egregor. N-am să intru foarte mult în ea. Fost cercetată și teoretizată de mulți, în care și Jung și mulți alți filozofi. Și egregorul ăsta reprezintă o energie, dacă vrei, a unor grupuri distincte de oameni, ultra simplificat. Și, de asemenea, ne poate face să trăim bucurii de grup sau suferințe de grup. O altă chestie legată de destin de grup este noțiunea de destin de neam, sau karma de neam, cum se mai spune, da? E tot un grup. De fapt, nu toți membrii de un grup trebuie să miște, nu? Karma de neam, poate până în cele mai vechi rădăcini, reprezintă un grup. Și grupul ăsta se influențează din trecut până în prezent. Am auzit o părere cu care sincer nu sunt de acord, că rolul lui X din prezent este să purifice tot ce vine din spate. Păi, da. Poate să fie sau nu, nu se știe niciodată, nu e obligatoriu. Dar, deci, karma asta de grup, plățile de grup, destinul de grup, există ca noțiune, este mult mai complex de analizat decât destinul unei singure persoane, unui singur individ. Ca și cazuri speciale pe care mie mi-a plăcut să le analizez, au fost destinele țărilor. Țările sunt niște grupuri cât de cât omogene de oameni care trec la o lată prin alte fenomene. Dacă într-o țară, la noi sau oriunde, e o criză politică sau economică, nu afectează pe toată lumea? A, că în acea toată lumea există 1, 2, 3, 5 care nu sunt afectați, altă poveste. Dar trendul e ca întreaga țară să fie afectată. Și ăsta e cel mai frumos mod de a analiza destinul de grup. De ce trebuie să treacă, știu eu, țara X prin criza politică Y? De ce? E clar că cu toții au ceva acolo. Fie rezonează, fie există noțiunea de egregor sau de impact ale egregoarelor, fie există noțiunea de neamuri, de karmă de neam, de istorie. Da? Și aici să știi că studiul istoriei, cât de neplăcut a fost pentru mine în școală, e foarte de ajutor în înțelegerea karmei sau destinului neamurilor, țărilor, istoriei. Și aici ajungem de la destinul colectiv la destinul planetic. Da. Da, vrei să știi. Câteva cuvinte. Suntem o planetă foarte specială, foarte interesantă, care are, pe lângă destin, misiuni mai multe personale. Și una din misiuni este să corecteze, dacă vrei, sau noi, ca și locuitori, ca pământeni, avem misiunea să ne corectăm
un picuț și să acceptăm divinitatea interioară. Nu pot să spun că suntem o planetă școală de corecție, o pușcărie, sau cum am mai auzit. Suntem însă, clar, o planetă multe lecții, care ca și destin este clar orientat spre didacticism, spre învățătură, și care are foarte mulți pilangii și foarte mulți repetenți, dar ca trend, ușor, ușor, se orientează spre unde trebuie. Destinul este o justificare pentru faptele rele și o scuză pentru eșec? Doamne, ferește. Asta aici ar spune unul ca să justifice ispirele și prostire. Destinul face parte din destinul meu? Nu. Și nu are sens să insiste, am insistat. Deci asta e o formă de lașitate. Dom'le, dacă până la urmă să zicem că dai nasă în nas complicatea destinului tău, care chiar asta e, ori nu se poate schimba, ori nu știi tu cum. Ori nu știi cum să te adaptezi prin ea ca să o faci mai ușoară. Și nu ești în stare să o accepti și faci ceva, să spunem, nevirtuos. A spune, asta e destinul. Da? Este o formă de lașitate, o formă de incapacitate de a accepta ceea ce este dat. Până la urmă, cazul 2, în cazul în care bucata aia din destin se poate ușor manevra, sau poți să te plimbi pe val astfel încât să-ți ia situație favorabil și nu știi să faci cum și spui, ăsta e destinul și accepti mioritic și implacabil să-ți se întâmple ce-o veni, înseamnă o dovadă de lene și de incapacitate și de lipsă de dorință de a cunoaște informații și de a cunoaște cum să faci aceste lucruri. Sau măcar de a te duce la unul care știe să-ți zică, să-ți dea un sfat. Înțeleg? Deci sunt scuze și sunt scuze ieftine, care din punctul meu de vedere, în mintea spiritului, numai că nu sunt luate în seamă, dar sunt... Nu. Destinul este cauza prosperității și declinul oamenilor? Noi suntem cauza propriei noastre prosperități. Dacă vrei, da, implicit, în transfer, așa, în translație, destinul poate să permită prosperitatea sau nu, cum spuneam mai devreme. Poți să ai în destinul tău capacitatea să fii înconjurat de bani. Dar să nu le atingi niciodată. Mă întreb, știi de frustrant pentru un om care lucrează în și păzește seiful mare al unei bănci? Este înconjurat permanent de lingouri, de aur, diamante și milioane de euro și dolari și nu poate să se bucure de ei. Și dacă trăiți cu hanta destinului, vezi asta, că e înconjurat de bani și nu poate să-i atingă. Poți, pe de altă parte, să fii înconjurat de bani și habar n-ai cum să-i valorifici, să habar n-ai să nu știi deloc cum să te folosești de ei. Deci, din punctul ăsta de vedere, destinul e conținătorul latului noastre numită prosperitate. Dar adevăratul motor al prosperității e meritul nostru. Dacă eu 15.000 de vieți la rând am fost, nu știu, ăla care îți dădea în cap ca să fure, nu prea mă pot aștepta să am așa mare bogăție. Dar, pe de altă parte, iarăși, dacă refuz prosperitatea, sunt oameni care gândesc anti-prosperitate. Sunt oameni care, în loc să stea cu speranța sau cu certitudinea faptului că își pot manifesta bani, prosperitate, stau cu frica de nu fi să alegi. Da? E foarte complex și a fi prosper înseamnă nu numai a avea chestia asta în destin, e fundamental, dar înseamnă a schimba și cum optica și gândirea și a învăța să-ți manifeste prosperitate. Și nu mă refer la gândire pozitivă, care e cu toate insuficientă. Gândire pozitivă activă, care să manifeste din tine spiritul prosperității. Așa cum ai zis mai devreme că există îngeri păzitori ai destinului, există îngeri ai prosperității, bine mersi, să știi? Există îngeri ai relațiilor. Da? Ok, am acces la cunoaștere, sunt conștient că există, fac ceva. Și cheia, cum mai spun un secret, nu e să faci ce face toată lumea. Știi? Deja când toată lumea face o chestie și o faci și tu, sigur există ceva mai bun. Dar caută mai departe și să vezi că se pot face anumite lucruri ca să-ți activezi prosperitatea. E foarte important. Ce să ne dăm numai așa o... Caută mai departe. Ok. Mircea Eliade spunea că destinul este acea parte din timp în care istoria și primă voința e asupra noastră. De aceea trebuie să-i rezistăm, să fugim de el, să ne refugiem în spectacol. Să fugim de el. Așa.
să-mi comentez pe Eliade. Ce părere aveți? Deci, asta, cu părerea că o să vă să comentez cu maestrul Eliade, mi-e extrem de dificil și nu sunt în măsură. Știi, orice scriitor, la un nivel conceptual al minții sale, fuge de realitatea năpârlită și năpăschioasă, cum spuneam, dat tot Eliade, și se retrage în spectacolul interior, în realitatea interioară. Eu când scriu o carte, scriu idealul și scot idealul. Sigur că nu e așa. Nu e așa pentru toată lumea. Nu e așa în toate timpurile și în toate contextele. Pot să mă retrag în interiorul meu în ideal. Părerea mea e că, în spusele maestrului, acel spectacol este chiar conștientizarea adevărului ideal pe care îl am interior. Fug de destin și mă retrag în spectacol. Fug de destin și rămân cu gândul clar, indiferent ce se întâmplă cu mine, în mine și în jurul meu, adevărul e bun. Și el în interiorul meu. Și adevăratul spectacol interior al vieții mele ar trebui să fie adevărul suprem. Da? Eu cred că fuga în spectacol al lui Eliade e fuga dinspre falsa realitate, așa cum îl percepem noi. Și adevărul cuvintea lui e spectacol. Da. Toți îi jucăm un rol. Acum, ideea asta, sigur, a fost reiterată de la Shakespeare și până la, mai știu eu cine, cu Siberian. E clar că jucăm un rol, e clar că avem mașină. Dar hai să fim o dată sincer cu noi înșine. Da? Tu ce rol joci? De ce rol joci? Cine ești tu, dacă ar fi tu singură să-ți dași la o parte de toate măștile și toate rolurile? Oare am fi la fel de zâmbitori? Da. Persoanele destinate să se întâlnească, să vor întâlni aparent întâmplător, da. Sau exact când trebuie? A, nu, clar, exact când trebuie și aparent întâmplător. Nu vine și fax, vezi că mâine trebuie să te întâlnești cu iubirea ta mare karmică, care te-ai văzut 15 vieți. Nu. Mergi pe stradă și te întâlnești întâmplător. La fel și cu dușmanul. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la sfârșit, dar ne puteți spune celor de acasă pe sfârșit de emisiune câteva sfaturi, un sfat, o concluzie, o îndrumare. Primul rând, ca și concluzie, sper că v-a plăcut. Sper că măcar ceva v-a plăcut și ați învățat. Iar ca sfat, atâta timp cât veți cultiva în interiorul vostru iubirea necondiționată, compasiunea, lumina, pacea și iertarea, nu are cum să vă meargă decât bine. Și destinul să-l călăriți, nu să fiți urmăriți de el. Fie ca toate meritele și lumina câștigată în această emisiune să fie răspândită unei cea mai multă nevoie în univers spre binele suprem al tuturor celor care au nevoie. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături. Cu mare drag. Vă mai așteptăm cu mare drag. Oricând. Ne bucurăm să auzim asta. Mulțumim că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm cu drag și data viitoare. O seară plăcută!